Salut din nou, am revenit. Suntem tot pe Olt. Suntem aici cu gașca nebună, cu gașca de pescari. Bine, bine. Am găsit un băiat nou, care să-l adăugăm și pe Discord. Codul a produs. Îl exploatăm. Uite, bă, ce mișcă, bă, băiatul aici. Dar cui îi bipui așa un bipa? Stați Cu să cine-i mișcă? vedem. Pani, nu știu dacă mi-a intrat pe live. Cum încerc să văd? Dacă ți-ai intrus și eu acum ai răbdare, zice. Dar nu știu dacă mi-a intrat. Da, mă, tată, sunt live și eu tot stau și mă tot pierd aici. Nu știu sigur dacă mai am delay. Da, mai am. Mai am și delay. Aia e. O să mai încerc să-l scot. Nu știu sigur. Ai dat drumul la live? Da, am dat drumul la live. Suntem live. Cum? Bun, trebuie să adăugăm băiatul. Nu ți-a apărut încă? Nu? Nici mie. De obicei, cât mi-ești necesitare. Nu, a apărut. Că și mie mi-a apărut puțin mai greu. Uite pe Darius. Salut, Darius. Uite pe Flash. Mi-am băgat și pe Discord. Îl adăugăm pe Flash. Aici alături de noi pe canalul nostru de Discord. Bun. A apărut și la mine. Salut, Mihai. Și am dat și like. O, mulțumesc. Salut, Flash. Un like. O, mulțumesc frumos. Băieți, nu reușesc ca să-mi rezolv problema cu delay-ul. Nu știu de ce. Habar nu am. Trebuie internet de foarte, foarte mare viteză. Și sunt niște setări cu ce faci streaming-ul. Prin OBS. Sunt niște setări speciale în OBS care eu nu le știu. Dar știu că aveam un tovarăș care i-a arătat cineva, i le-a făcut și zicea că scăpase de delay. Ok. Folosiți Gamecaster, mult mai ușor, mi se pare destul de bun. Bă, Flash, eu sunt nou în domeniul cu YouTube, sunt nou în domeniul cu jocul, phishing. Nu mă prea am cu el, dar deocamdată fac cu ce pot. Pe parcurs probabil o să învăț mai bine și sper să-mi rezolv problemele astea. Eu am descoperit jocul acum aproape 2 ani, am jucat vreo săptămână și după aia n-am mai jucat până acum săptămâna asta. Și săptămâna asta am băgat furtă. Ok. Darius, habar nu am ce face Alex. Nu știu unde e Alex. Flash, de ce ai zis că ai nevoie? Alex, cum mă, nu? E cu vaca la montă. el vrea niște, îi trebuie niște garlic, nu poate să facă dacă nu știu, nu? Și ce e la... Stai. Mai zi-mi o dată ce are nevoie, să mă duc să cumpăr, că nu știu dacă am. Nu, că tu ai în inventar, că și tu dai tot la garlic, dau. E de la de care ai făcut tu recent. Ah, really? La bait. La bait. Ai la bait acolo, bait. Da, așa că ce am aici? Ground bait. Nu ground, nu ground bait, bait. Bait. Aha, ok, la bait. Ai good, vezi, ai garlic dau. Aha, ok, am ok, de acum. De asta are el nevoie, că nu are încă skill pentru așa ceva. Ok. Hai că-i dăm la băiat. Și dai și niște, nu cred că are nici brimix, îi dai și niște brimix. Ajută-mă numai un pic, că ți-am zis că nici eu nu. Deci, garling,
Îi dăm câte bucăți îi dăm? Tu mai da, eu sunt momentan și o să iau. Păi 100, 186 am eu. Îți mai faci. A, ok. Ok, i-am dat 100 de garling și mai are nevoie de premix. 100 de garling. Darling, știi, nu știu. Uite, premix mai ai, tu mai ai. Uite, mai am aici 40, am aici. Dă-i 40, hai, dă-i, pune 40. Ready. Ale, tata. Flash. Ar trebui să-i ajung o perioadă destul de lungă. Să mai facă niște bani, clar. Mulțumesc, Mihai, foarte mult. Mulțumesc că ai intrat. Deci eu nu mai fac față. Asta s-a retrage acolo? De că vin și hai, vin și mamă, n-auzi piuiturile. Vin și eu când o să mai fac. O scot pe asta, intră aia la altă, o arunc pe aia, intră aia la altă. Hai să dăm și noi puțin Batam. O la 4 kg, mă, primul trofeu? Da, 4400. Flashule. L-am luat de 3900 pe ăsta. Da, era aproape. Te să vedem. Ce spuneți, băieți, organizăm iar un concurs? Nu, hai că vin și eu și particip de data asta. Acum este 8, nu mai este 7. Dar îi dăm mâine seară, dar așteptăm un pic. Asta da, e. Da, acum e 48 de ore, ce mare scofală. E prea lung 48 de ore. Să ai timp, tată, să ai timp. Păi da, dar să strângi 3 kg de primă. Uite cum faci o undiță. Salut, Bogdan! Bogdan, particip la concurs, ce spui? Hai să lansăm un pic. Asta facem doar între noi, nu mai chema și mai intri, nu mai intri. Îl pui cu parolă de data asta și intri doar cine e parolă. Hit the flash. Ce nume hit ai? Hit the flash. Flash. Nu, stai așa, hit the flash. Un joc are numele Big... Big Cat. Big Cat, parcă așa era, nu? Big Cat, e băiatul care am zis eu să-l chem, nu? Da, 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 exact. Băiatul care zice că vorbește frumos și respectos. Ia stai așa un pic. Așa. Hai să venim și noi un pic la Brim. Intrăm un pic la Brim, că n-avem ce să facem. Păi sincer, merge bine, nu pun, deci pe bune, chiar merge super bine în Brim. Hai să vedem, competiție, dăm pe plus, pe Oldborg. Nu, noi dăm seara, acum e dimineață. Ba da, îl pregătesc și pe urmă dăm da, seara la 8. Ne adunăm mai întâi, știi, după aia. Cât punem, 10, 15? 20, înapoi. Ba, băi, e puțin. Magă pe 48 de ore, că dă și ziua la pește, ce? 48, 2 ore? Păi da. Ai de capul meu, s-a murit aici, la Brim, 48 de ore, trebuie să mă duc de 2 ore să vând dacă... Sau s-a punem 36 de ore atunci. Nu, da. Ce dar spuneți? Să prindem gen o zi, o noapte, o zi, o noapte, cam așa să prindem, nu să prindem 2 zile și o noapte, să prindem 2 nopți și o zi. Păi 36 de ore vin 2 nopți și o zi. Păi da, dar se trebuie dat drumul la concurs în așa fel încât se termine tot dimineața, gen. Păi deci... dimineața când trage pe răcoare, trage peștele mai bine, tu atunci vrei să ieși? Păi, nimeni la 12. Cum îl facem? Să facem un calcul. Haideți. Se termină în ora 8 dimineața, în ziua 2. Păi hai că îl punem pe 48 de ore. Așa e. Și aia e, facem un record aici pe live. 32 de pești. Trebuie să dau un reset acum, să dau un reloc. Păi și eu trebuie să dau un reset. Hai că facem pe 48 de ore, îl punem pe global. Perfect, Brim. Maxim, total, Wicht. Da, acum îl pregătesc. Eu trebuie să mai fac niște garlic, nici eu nu mai am garlic. Punem pe bănuți, pe 20 de bănuți, nu? Bă, eu am băgat
numai spinning am băgat de când am început să joc și abia de o zi am început cu feeder, cu de nasul. Ai timp, ai timp, ai timp. Și v-ați că la fel astăzi s-au apucat de bottom, de feeder. Da, numai spinning am făcut, frate, numai și numai spinning. Așa, toată lumea, tata. Eu am făcut spinning până la level 24. De-abia astăzi. Da, la 12, abia la 12 am început să fac. Eu îți sugerez să te ții de spinning până la level 20. Nu, no, chiar. Dacă îți place bottom-ul, rămâi și poți face bottom. Da, da, vezi că la spinning, după părerea mea, face bani mult mai repede. Și face level mai repede. Da, da, până ajungi la level, în mapele alea unde faci bani serios pe spinning, gen la pe Tunguska, pe Yama, te combini. Când mergi bottom-ul, te duci rapid la bottom, că s-a TV spoturile, gen cum a mai fost pe Berlay, pe Amber, știi? Și te combini. Când nu merge spinning-ul, duci la bottom. Când nu merge bottom-ul, bagi spinning. Așa făceam acolo, lăsam un feeder, o flută și dădeam la spinning. Mai puneam și din aia, și din aia. Și o mai de aia. Să pun 50 de silver. Bogdane, când am pus 50 de silver, au zis băieții că e suma prea mare și n-au bani de 50 și am ales să pun de 20 ca să poată intra mai multă lume. Problema e alta, că cei care au intrat deja la concursul de astăzi nu mai poate să intre decât la maxim 30 de silver, că te lasă la 24 de ore. Ok. Ok, păi i-am pus iarăși 20 să putem intra toți. Da, da, da. Și se pot strânge, dacă nu mă înșel, 20 de player și facem cumva să fie bine. Nu e problemă de... Hai, mă bag pe mă. 15. Gata, are loc. Are loc că nu mai am, trebuie să mă duc să cumpăr și usturoi. Eu m-am lansat, abia acum le-am băgat la apă. Dar n-am vot că l-am... A, dar mai am niște vin. Flash-ule? A. Mă servești cu o abonare, tati. La ce? Pe YouTube. Costă mult? Nu, e gratis. E gratis, nu costă nimic. E, atunci te servește sigur. Dă link-ul și eu mai fac stream pe Twitch. Super, uite, ți-l las aici pe informații generale. Bă, pe Twitch... Pe YouTube, bă, Vascul Gaming. Gaming. Poftim? Pe YouTube, că-l găsești imediat. Da, să de-aia am lăsat singur. Acolo. Hai, băieți, că am început și am început prea tare. Da, Bogdan, ai dreptate, da? Nu cred că o să intre foarte mulți, dacă e cu 50. E Bogdan? Bogdan e Allahu. Allahu Akbar. Nu e cu noi pe Discord, nu? Nu, nu e cu noi pe Discord. Am pune 50, dar noi care am intrat deja nu mai putem juca 50 dacă nu avem primit. Asta e ideea, da. Mă, eu mie... Hai că s-o dat drumul la competiție. Bă, trebuie să iau usturoi. Unde dracu? Eu sunt cel mai mic level. Noi nimica, lasă că și eu, tot așa am fost, toată auzi, lumea. Astăzi eu bătut pe băieți, un băiat de level 23, adică... Și au fost aici băieți cu level mare în competiție. Am făcut la ravaje, 100 de kilograme de prim. Da. 24 de ore. Acum am vedem. Pe chat. Hai că mai am puțină treabă. Până atunci am dus să-mi cumpăr repede o lanternă, îmi las bețele în apă, sper să le mai am până mă întorc. Două lanterne îmi cumpăr, nu una. Pe timp de noapte să am puțină lumină lângă mine, facem atmosferă, discotecă, punem muzică, dansăm. Băutură. Femei. Da. Manele, tot. Tot umbrela de soare. În camping site ați prins ceva până acum? Gen ați pescuit acolo? Unde? În camping site, unde e cortul și spatele ăla? A, nu, dar nu, eu, o să dăm... Da, am dus să cumpăr lanterne, dar nu știu de unde să le iau, mă, cava și gura voastră.
stai că spun acum pe Discord formul lor. Și aici? Te uiți acolo la Waterbody, cât îți arată spoturile de pe mapă, unde s-a sigur nu de aici. Aici ce este? Hardware. Aici s-ar putea să fie lanterne. Nu este la... nici aici. Așa, uite că îți spun acum pe Discord. Bă, Bogdane. Bă, chiar îmi doresc să-mi cumpăr două lanterne. Tackle store. Să fie aici? Lanternele? Da, da, uite-le. Da, 200, mâncați așa. Cum facem? Hai că facem o șmecherie. Ia uite ce face o șmecherie cu butoane. Că pentru bănuțul ăștia Silver Tata am stat în joc și m-am chinuit să-i fac 5 coin. Știți cum facem? Băgăm acum să luăm 20 de coins în caz că o să mai avem nevoie, că nu se știe niciodată când ne mai trebuie. Aici, uite acum, dintre să intri băieții la competiții de câștigătorul, mai, le mai dai ceva prin. Da, păcat că nu se pot da, că aș face-o, aș organiza ceva poți, mișto. Dacă dai cu gold, da, poți să ne trimiți. Dacă îți cumpărate cu gold. Și luăm... Da, dacă cumpărate cu gold, da, se pot da. Și am luat 3 lanterne, mâncava și o să am acolo discotecă. Eu am 4. Ia uite bă unde mă dau. Tu ai 4, da, da. Să fac bani, e greu. Și eu lanternuța aici. Dar numai voi. Am cheltuit vreo 3000. Făcusem 3000, s-a dus dracu, gata. Bă, am tras pe să fac 3400 și mi-am cumpărat astea de bottom. Și mi s-o cam dus banii. Vă nu vi se întâmplă că pe dată să vi se propunește caracterul undeva, gen, într-un capăt de pod sau chestii de gen. Îmi trag aici bețele într-o nebunie. Ai zis the flash? The flash, ha. Nu vi se întâmplă să vi se blocheze caracterul, gen, în mers? Ba da, ba da, ba da, să ne blochează. În mers? Da, mă, frate, fii atent că am rămas blocat în mijlocul podului, frate, exemplu. Păi, dă și tu partea, Jane, ca să te vedem. Că... Opa! Opa, opa, opa! Ai, n-are mai mult de 2 kg. Mă, Bogdane, am făcut o afacere. N-am vrut să fac afacerea, de fapt. Am pus cu gândul că n-o să vând un skin. De pe counter. L-am pus la suprapreț și l-am dat, nebunule. Mi-a venit să plâng când l-am dat. Vinde 2 kg. Da, te-am văzut eu cu lacrimi în ochi. Da. Vedem. Hop, 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 hop. O, 3 kg, 258, wow. Bună, da. Îi mâncăm, îi mâncăm astăzi pe băieții, rupem. Hai băieții pe competiții, nu vin băieții? Nu vor, nu vor să fie. Am rămas blocat aici tot, tot, chiar tenc nu mai pot trebuie că trebuie să... Gambi, intri? Face băiatul ăia. Cum am vedem, ce să facem? Pune, dar tot degeaba. Auzi? Cu spatele încearcă să te miști. Am încercat în toate părțile posibile. Poate o undiță și pun-o pe pod. Acum încearcă să ridici undiță. Dar tot în locul ăla te lasă. Mamă, ce da, frumos să-i. Simplu nu, cred că trebuie circuitul banilor în natură. Da, tu schimbi ideea în restaurant. Bă... Mă mut aici. Trag aici bețele, Bogdane, că nu fac față cu ele. Dai cu shift-ul. Nu. Wow. Uite ce peștișor am prins, ăsta e fumat, ăsta e gechift. Dai decât logout. Fii shift-ul apăsat și dai quit. Bă, sper să nu meargă așa de rapid. Bania, pentru că am nevoie să-mi iau... La level 26 un băț pentru
Pentru spinning, pentru somn. Steam. La cine-i trage în halul ăsta? Mie-i trage în halul ăsta, să mă bată mama, nu știam cui îi trage. Și trebuie să am grijă de ei. Mamă, că te-ai ăsta. Hai să mai punem ceva să bem. Incredibil cât de bine poți să trăiești în sportul ăsta, frate. Deci ai activitate constantă. Cum vedem, Bogdan, ce o să facem și cu banii aia? Vreau să organizez altceva mai mișto un pic. Mă, n-am idei. Cred că mi-a intrat trofeu. Deci, băiatul se laudă că i-a intrat trofeu. Ai încredere. Bă, și mie mi-a intrat unul de 3258 de grame. Nu-i rău. Eu, ia stai să ne uităm un pic în vreme, să vedem cum e treaba. Bă, stai Bogdane, că acolo la Plută e mai greu, mă, nebunule, decât aici. Mie Pluta mi s-a părut. Eternal, mai ales când ai 3 bețe. Greu de tot. Nu făceam față, încurcam bețele, nu știam care-i unul, care-i doi, aveam panică. A fost destul de greu. Bă, da, atunci chiar am intrat pești destul de mari. Bine, îl avem împreună cu noi pe Discord, pe Chico. Care el e profesionist la Plută. Da, da. El e chiar profesionist la Plută. El mănâncă Plută, o rupe în două. Bă, sper că nu urlu pe live. Dar Bogdane, de ce nu-mi dai o cerere pe Discord, să te am și pe Discord? Nu vrei să fim prieteni? Cred că nu vrea să fim prieteni, Bogdan. Păi ești nebun, e 9:30 la mine. Așa. Le-am pregătit, ia uite ce frumos stau așezate. A? Deci să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. 3, 2, 3, 2, 3. Wow, wow, wow. Fii atent cum ne bate. Bă, ce e a tău, e a tău, nu pot să zic. Și acum punem luminile de noapte. Hai, dar le-am pus perfect la linii, frate. Da. Ale mele stau înjurate. Hai să pun și eu luminile, mă, tată, că mi-am cumpărat lumini, nu știu unde îs. Te duci în față, te duci în spate, tu alegi de colo-colo cu ele. Da, hai să vezi după ce beau 3 sticle de vin și una de... Da, da, pot să pun copac. Să vezi cum fac după aia. Aha, stai să vedem cum punem. Stai să vedem cum punem. Bogdan, stai că-ți dau acum cerere, dar câte... Diezuri. Aha, stai, acum am văzut, ok. Stai că-ți dăm cerere, Bogdane. Mai în față trebuie să o pun, aha. Punem aici în apă, poate se stinge. Nu mai știu unde îs și cum îs. Gântesc pești dacă... Da. Să băgăm și că mai am vreo 4 puncte. Stai că fii atent că nu se poate, mă, dar câtă bătaie de cap am cu ele. Primi și eu în 2001 să spune de tine. Nici aici nu intră în competiții și tu, Gabi. Sunt, uite-te aici, acolo. Hai, dar și vedi, bravo, bravo. Ale, tata, hai că ia încet, încet, ne descurcăm și punem și lanternele astea. Nu le-am cumpărat degeaba, sper. Avem aici două, wow. Și mai punem încă una aici pe mijloc. Dacă aș putea, aș pune-o aici, dar nu pot. Trage și peștele.
Uite că am pus-o chiar aici, ești nebun. Opa, că am luat bățul greșit, mâncați așa. Vede ce tragi. Băi, zic că ia fier rău ăla. Dar nu mai... Nu. Octanul, să-ți dau acum cerere. O, dar am delay destul de mare. Aia e un pic. Ba, nu-i chiar mare, să știi. Și nu știu cum să scap de el. Faci piciorul, dă cu ground bait, dă cu praștea. Își pregătește locul. Hoțu. Are gumă, hoțu. Eu nu dau care cu nimic să... Dacă nu s-o strânge aici acum la când le-am dat. Când ai aruncat direct, stau și mă uit la ele ca prost. Bogdan, stai că acum îți dau. Îi hrănești și după aia nu mai trag. Da, trage. Asta nu țin mult. Da, prieten. Da, șase ore în joc. Bogdan, ți-am trimis cerere de prietenie pe Discord. Dacă ești amabil, mi-o poți și accepta. Bă, ia stai mă, să mai fac și eu un gest aici ție. N-ar fi rău dacă mi-ai face un gest. O să fie bine primit. Dar lanternele astea trebuie să le încarc cu ceva sau... Trebuie să bași carbit în ele. Da. N-ai treabă mai bine. Astea stau aprinse în 7 noapte. Aha, că eu le-am stins. Zic, bă, poate mi se consumă pe când vine noaptea. Auzi cum erau pe vremuri lămpile de miner cu carbit? Și cu petrol. O, carbit. N-ai prins, ești tânăr, ești mic, n-ai... Nu ne-am decât 25 de ani, tati. Era eu copil și avea bunicul o lampă de asta, nu știu unde făcuse roz. Băga carbit în ea și cu apă și după aia dădea, avea duză de aia ca la aragat, știi? Aha. Dar nu bubuie, frate, carbitul ăla. Nu, tati, nu. Era de metal, era. Flash. Dar știi ce lumina? Da. Nu ne-ai spus povestea ta, mă, tată, mă. Cum ai ajuns pe phishing? L-am descoperit în greșeală, nu mai știu unde, acum vreo aproape 2 ani. Și? Am jucat atunci o vreme și după aia m-am oprit. Mi s-a bulit laptopul mai pe scurt. Ok. Pur și simplu am uitat de joc și acum vreo 2 săptămâni... Hai, drumul la... Sau mai stai? Stai să vedem cât suntem. Măi, stai că ia ce fac. Păi mi-e foarte mult că o să trai, da. Gabriel, deci suntem atunci 4. Atunci arunc când s-a auzit pușcătura. Suntem 4, nu prea vrea lumea. Am juvelnic cu gol, l-am golit. Păi noi dai, nu e nicio problemă atunci, că îl dăm între noi, așteptăm până vine și Găbițul, până intră înapoi Flash-ul. Oh, vine Găbițul și vine Flash-ul. Flash, inscrie-te în competiție. Da. Ala, Bogdan e cu noi? Bogdan e intrat în competiție, dar el pescuiesc la art, el e plecat pe tungusta. Bogdane. Bogdan cine e? Bălzitură? Nu, Bogdan e Allahu Akbar. Păi și nu e cu noi. Nu e cu noi pe Discord, dar e în competiție. Hai mea că îmi scade bait rate. Aha, dar n-a dat ready. Acum i-am scris și mesaj privat, i-am spus și pe live. Vedem. Poate e în drill și nu poate răspunde. Bogdane, noi suntem cam pregătiți pentru competiție. Îi dai RD. Mai dă ceva,
Asta e un salut, Allahu Akbar, nu? Undeva la 5 secunde. Da, uite, mai intra și Mantușca. Aolo, dă la far că e rus. Nu e rus, e pe other region, ce ai? Ai pus boală, ai prins boală pe ei. Bă, dar nici limba lor nu suport. Flash, dă-i ready la competiție. Stai, nu mă stai. Suntem 7 participanți. Bine. E bine, 100 de silver în plus pentru cine câștigă. Nu cred că stric. Locul 7 nu e așa rău. Ce facem? Îi dăm start? Nu știu, dar dacă nu mai vrea să-i vină nimeni, mai anunț o dată. Stai că descriu eu. Mai dai tu un mesaj. Că suntem pe competiție. Care are clopoțel? Că păi au clopoțel. Mie mi-auzi. Și eu am. A, nu, era la mine, scuze. Nici eu tâmpit. Nu am clopoței, dar ai ținut degeaba, nu-i mai folosesc, că nu mai îmi place sunetul lor. M-am păi bă, tată, stai un pic, că nu toți au bani ca tine. Stai să ne înțelegem. Băi, uite-te la mine câți bani am. Am 700 de silver. A, dar arată și inventarul. Inventarul nu-l arăți că tu ești al doilea magazin din shop, din sat. Încă am mai golit în ele. Am mai consumat. O dată și o dată poate le vine. Uite, mai intra și Cristi. Super, suntem 8. Îi dăm drumul la 2. Da, da, mai dai o dată pe chat că la... 34, Cristi. Acum... A, bă, că mi se usucă astea în aer aici. Grumbaițu. Avem ce să-i facem, dar eu te-s mult să pun deja, frate, că... Du-te și vinde, că da, dacă îți vine, ți-o umple sacoșa, ce faci? Deja am 20 de pești, adică, na. Ai dat tot la cantitate, că nu m-am uitat, nu? Nu m-am uitat niciodată. Îi, total weight, da. Da, e perfect. Foarte bine că te-ai înscris, Cristi. Mai vedem, încă 15 minute pe joc și dăm bătaie. Mai are un spot, zicea mai în live-ul de dimineață un băiat la 32 cu 22. Da, 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 așa am văzut și eu, așa mi-a zis băiatul. Ăla că mi-a zis, dar deci ne complicăm, frate, adică hai să profităm, zic eu. Da. Deci la 2 îi dai drumul, da? Da, da. Da, da, 4 minute, 3 minute. Mă vreau și eu să mă lăsc. Hai că rămân la unde. Fraților, fiți pe fază că dăm start. Plecat. Mă uit pe pușcător. De două ori la mine s-au auzit de la... S-au tras cu arma. Gata băieți, am plecat, deci hai să vedem. Succes tuturor. Na, amo. Să fiu sincer, mie nu mi-i nimic la două. Acum stăm și așteptăm. Acum că am dat aici start, nu ne mai intră nimic. Da, se știe. Hai să vedem ce ne poate. Nu, facem așa, frate, nu se mai poate. Ia să dăm noi cu... Am varianta... Moment și aia. Momim un pic. Băi, dădeam la 42 de metri. Momim un pic. Băieți, cu praștea, fii atent, nu li mai pus arunce din mână. S-o ajuns. Avantaj la praștie, că la praștie dai la fix distanța care o vrei.
Ok. Începând de la 10 metri, ți-o măsori, știi? Îi pui clip. Mamă, m-am speriat. Mi-a dat cineva abonare. Îți mulțumesc din suflet, Dariu Șerban. N-am știut ce trăsnește pe afară. Mulțumesc mult! A mea nu ți-a apărut? Mi-a apărut, tată, dar când te-ai abonat. Nu-i problemă, dar e cum crash de aer. Păi ce m-am speriat. Hai că nu mai sparge. Uite, Cristi, pe primul loc, cu 947 de grame. Ce putare, vezi? Mi-a arătat 0 grame la toată lumea, nu înțeleg de ce. Încarcă, nu se arată la un moment dat. Ah, acum. E, nu-mi intră nimic. Iacico, a început și el. E bine. Dar am prins și mie nu mi s-a pus captura, sau mie nu mi-arată cel puțin. Apare după un timp, gen. Așa e și eu. Ești sigur că ai prins și nu s-a pus captura? Ești pe Albert? Da, sunt cu voi. Deci a trecut o oră și nu am niciun peste. Dai să mă uit la tine. Te-a pus, te-a pus. A unde dai mentul? De ce nu merge, nu vii acolo unde suntem noi? Păi eu nu știu unde sunteți voi. Uite-te, uite la mine pe partea soare. La verzitură te uiți. Păi nu se poate, nu intra nimic. Aici, ce se întâmplă? Mergi la magazin, faci dreapta. Mi-am făcut un abonat nou. Super tare. Vezi, treci podul și faci dreapta. Da, 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 pe după pod, după ce faci podul. Te uiți, man? Stai că cred că mi-am dat seama, coleg. Te uiți la coordonatele 6759. Clip de 15 metri. Hopa, hopa, că parcă trage, parcă sună clopoței. Și pui, așa, garlic down. Dar scoate-le pe asta, că nu. Dacă prinzi alt fel de pești în afară de prim, nu se pune. Haideți, haideți peștilor. Da, hai, doar pe aici, ombrele. Suntem toți în spot de prim. Hai să spar și eu viața. Ia, Cicu, dar ce ai făcut? A luat unul, oare. Uite-l pe Cico cu 4 kg, Cristi cu 2 kg jumate. Eu nu am intrat nimic, frate. Eu n-am prins nimic. Mă duc să-mi vând pești că nu se mai fac poște. Ceva nu-i bine. Sunt pe locul 3 cu 138 de grame. Ia uite ce tragi, Ia Cico, ia... Țări alarmul într-una. Ce nu l-am luat pe ăsta. M-am grăbit. Nu e bine, mă, te că-l scoatem și aruncăm din nou. Am făcut și asta, zic. Dar vezi, Vasco, dă-i în gaură acolo la 6 metri. Poate de la e... N-are nicio treabă, clipul de 15 rămâne. Dacă tot îl freci... Păi nu, eu îi zic să dea acolo unde e gaură. Dacă... A, înspre apa adâncă, da. Hai să vedem dacă cum o se întâmplă ceva. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Cred că am și eu timp să mă să duc ăștia pe care noi. Nu se mai poate. Să-i fac rodajul acum. Mi-am cumpărat lanterne, fiți atenți cum le-am pus aici, mâncava și gura voastră. Uitați cum le-am pus aici. Bineînțeles, Bogdan, că te băgam. Ți-am trimis invitație pe grupul meu de... pe serverul meu de Discord, proaspăt făcut. Da, toată lumea a prins, mă, eu și cu voastră suntem pe bară. Bă, așa se pare. Uite-l pe Bogdan. Dar eu am 138 de grame, eu nu-ți mândru că am prins. Ce-a fost? Bogdan, ți-am dat. Te așteptăm deci... să te alături nouă. Deci am și eu un pește aici încățat. Bă, nu mi-a intrat nimic, mă, nimic, 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 nimic. Ce dracu, uite-n mar. Ceva nu-i bine. Hai că am început, băieți, gata. Ceva nu e bine. Hopa, hopa, că-mi trage prima... Hopa! Asta e trofeu, cred că are 30 de chile. Hai că trofeu. 730 de grame. Ai luat tare, frate, ai luat avans grav. Abia oare
fostul președinte. Da, bine, normal, da. Dar e momentul. E momentul. Hai mult. Păi ești nebun. Barba după tine. Ce să fac cum îl iau pe tine aici? Și nu s-a înțepat, bă. Că eu am treaba aici cu becurile astea. Hop. Păi. Hai dăm una și cred că e caput. Păi să-mi pun becul aici. Pe undeva. Eu mă duc să duc pe ăsta la magazin. Care a fost ăsta? Prima? Hai du-te că și așa rămân încă peștele acum. Și plus că mai trebuie să-mi iau de la pentru... Da, să vedem că poate facem altfel. Scoatem pe asta și o scoatem și pe asta și vedem aici. Uite, numărul 5, nu se poate. Nu se poate. Ea, Cicu, dar mai ușor cu alarmele alea. Nu se poate. Adevărat, am rupt la urechi. E, nu-i de rupt, dar trage, fratele, dând să se-mi bag. Da, bă, dar decât le pipă, e atât. Nu ia. E, las că mi-e uite că am pus-o aici. Vedem ce se întâmplă. Bă, dar nu-mi trage, mă tot joc aici cu lanternele. Mă, ce ură le-am pus. Am și eu la 700 de bani. Păi n-am prins nimic. Pa, m-am prins un pește, am uitat. Uite pe Cico, 400, 4 kg are. Eu dar bum. Tommy, salut. Am avut de 3,400 kg, că altfel... Dacă intrai puțin mai repede, te așteptam să te scrii în competiție cu noi. Facem competiție de la Bottom. Suntem 7 persoane, 8 persoane înscrise. Suntem conduși de Chico, care are 4 kg în 288 grame de pește. Mie nu-mi intră absolut nimic. Mi-am cumpărat 3 lanterne. Ca băieții ăia mari. Ca băieții ăia mari. Aha, nu-i bine, Cristi. Ca băieții ăia mari. Dacă mă puteți ajuta și susține cu un like, v-aș fi foarte recunoscător. Nu prind pește deloc. Cristi fură curent. Bă, Tommy, nici eu nu am. Adică mi-am cumpărat astăzi, uite, bețele astea. Op, stai, asta e altceva. Pentru prima dată am început să dau și eu astăzi la Bottom. Am făcut skill 26,2%. Păi mișto, e destul de mișto dacă ai activitate. Da, la spinning tot timpul ești băgat în priză. Înge pe Cristi, nu mă mor COVID de la ăla, nici că îmi bag banii. Hopa, hopa. Că se plimbă cu firul. O, de micuț. Ai încă zime. De acum încep la 20. Hai că am un kill de pește. Foarte bine. Băieți-vă că deja am ajuns la 5 kg. Început competiția, are 2 ore. Început să iau 5 kg de pește. Hai că am... Poate... Și un kilogram de pește. Uite pe Chico, cu 5 kg, rupe Chico. 900, 800, 900. Bogdane! Ai intrat cu noi pe Discord și nu spui nimic. Ei, hoț, e ce spion. Ai, spion Bogdan. Nu
știu ce se întâmplă, că astăzi nu avem noroc. Nu știu de ce. 5 kg jumate deja. Aia, da? Hopa, hopa, hopa. Că vă ajung pe toți imediat, stați numai să vedeți. Doi pești buni, este vedeți. Păi bun și ăștia de 500 de grame, numai să intre. Opa. We got something. Bubuială. Tommy, mi-a spus băieții că e foarte mișto când o să dau la crap. Numai că deocamdată eu nu am skill pentru crap, nu am bețe, nu am molinete, n-am habar de bottom, habar nu am cu ce se mănâncă. Dar am noroc cu băieții că mă ajută și îmi dau sfaturi. Eu cu bețele pe care le am scos 5 kg, ca parc cel mai mare. Super. Dacă nu intra peste, mi-o rog pe instant, deci nu o să o pot problema. Bubuială. Oh, bubuială. Ia, să intre ceva mare. Băi, zici că dă să intre ceva. Are să zic un kill, jumate, maxim două. Tochile 400, beton. Beton, beton, te-ai dus bombă. Eu v-am zis că vă ajung imediat, stați numai să vedeți. Aia când ți-ai pinea cicoviță, uia la armă, zice. Bă, dă că tot ții uie, dar atrace mama lui, dar nu vrea să o ia deloc. E de la mic fătă. Da, Tommy, numai că n-am, e mi greu, eu n-am dat deloc până azi, numai spinning am făcut, numai spinning, spinning, spinning. Bă, dar cu peștele ăsta, mă, de aici, nu vrea să intre nimic. Hai că vă ajung băieți, gata, am 3 trage. Da, eu am stagnat. Așa trebuie. Nu mai vrea. Dacă e luat, ai furat startul. Între mine și Rocco e 100 de grame în diferență. Nu mai este, gata. A, fii atent că o prins pește de 1 kg, a furisit-o. Și încă unul. De 7. Fii atent. Uite pe Chico, uite pe Cristi. Sunt tot băieții. Dar vă ajung băieți, gata. Cristi, Cristi s-a dus prea tare. Să reglăm puțin microfonul ăsta. Nu mi-intră, mă, dar eu s... Ce bețe mi-am, ce lumini am aici, băieți, cum le-am pus. Trec pe ăsta luăm de aici. Și-l punem mai aici așa, să vedem dacă reușim. Am reușit. Ai venit flash aici? Ai dat clip? Știi să pui clip? Da, mă, Tommy. Habar n-aveam ce să fac pe joc. N-am pescuit niciodată în realitate, nicăieri. De fapt, să nu mint, am pescuit decât odată în realitate, când aveam vreo 14 ani. Dar n-am treabă cu pescuitul. Opa. Am avut un început greu. Am avut foarte mare noroc cu Lucian și cu grăsuțul care m-a ajutat foarte mult. Era să-mi o rupă. Dar flash nu vrea deloc să prinde. S-a întâmplat. Unul singur am prins. Dar ești, ai clip de 15? Nu, apar n-am să pun, nu știu ce vorbi pe acolo. Da, ia bățu mă. Iar scoate din urmă. Am revenit și vă prind din urmă. Eu atâta vă zic. Ho, ho, dar tu ai dat departe mie. N-avea cum să intri prim acolo. Cum ai pus așeze clipul, cum să pune? Păi acum, acum ai pune, e imediat. Trebuie să vedem că nu mai fac față. Apeși control. Și plus și minus. Apeși control. Da, Tommy, mă aduc foarte bine aminte că am vorbit pe Discord, pe canalul lui Grăsuțu. Da. Și nu, încă, nu trebuie să încarci la maxim, undeva la 75%, dar unde 5 minute.
Bă, a fost nebunie mare pentru mine la început. Mă menții pe locul 2. Ce frumos e peștele ăsta. Are ochii roșii, asta a făcut prostii. Păi da, la mine nu mai vreau să trag. Și băieți deja au 11 kg. Ia vezi spatele tău. Văd, deja mă ajungi. Deși iau imediat. Mi-a intrat ceva de 2 kg. Chico, dar ce naiba, e sărbătoare, o vin Crăciunul, e agățată. Tata, dar cum ați depășit toți așa? Luați-l pe ăsta. Uite pe Cristi, 11 kg. Da, acolo a Gabi de 3 jumate. Imediat mă duc. Auzi acolo la Cristi, la Neacicu. Da, mă, sună salvarile, poliția. Da, mă, dar nu vrea să o ia ca lumea decât o pipă ea e. Tommy, tu ce mi-ai făcut? Ce level ai făcut? Mamă, îmi trage glamă în două dată, frate, nu mai știu pe care să sar. Abia acum prinzi tu prima adevărat. În viitor o să-mi schimb căștile, o să-mi cumpăr fără fir, că mă cam deranjează parcă. Hai că o să-ți arăt să-ți faci și brim mix și... de asta și gari. Nu am apucat să pun bățul jos, deja și trag la cealaltă. Mie oricum spinning-ul e viața mea. Deci eu numai spinning m-am gândit asta, nu mașină, numai spinning. Măi, e fain, mai ales când dai la cap și ți intră de aia mari, frate, cu ce senzație. Mi-am băgat aici undițele una în alta. Nu mai știu care-i 1, care-i 2, care-i 3. M-am deja 13 kg, mă, frate. E agățat ăla. Da, da. Uuuu! A, e chiar așa mare. Adică n-am, e ceva, dar nu. Băi, dar băieți s-au dus tare, frate, a rămas în urmă. Un kilogram 200. Păi asta mi se pare mie că-i prinsă, nu? Stai cum mutăm mai aici așa să vedem dacă pot. Să nu fie toate una în alta. Asta mi se plimbă cu firul. Dai și cu, dai și plută dacă vrei, dacă ai timp. Oh, felicitări! Ai făcut level 29. Păi oricum celălalt băț de feeder l-a reparat mulineta, că am rupt azi dimineața. Bă, eu mai am de tras până la 26, îmi doresc foarte mult să fac level 26. Mi-am propus să-mi iau un băț pentru catfish, care ține 90 de kilograme dacă nu mă înșel. Dar trebuie și o mulinetă serioasă pentru și ceva. Da, normal. Luăm și mulinetă, nu-i problemă. Deci pe Actuba, acolo intră domnul periculos. Eu mă luară. Din rog. Până fac level 28 mai am. Hai că vine seara, să sperăm că intră mai mult. Fii atent, deja suntem cu 15 kg. Dacă te-ai... Dacă ai început să dai la bottom și mai și ajungi pe amber și ai un pic de skill și dai la card pro, poți face level rapid, pentru că pe card îți dă level, îți dă experiență lui bine. Da? Da, da. Îți dă undeva la un card, de exemplu, de 4-5 kg, îți dă 3000-4000 XP. Ok. Îți dă super bine. Ultima, că l-am ajuns pe Cristi. Poți să sperăm că o să câștigăm competiția asta. Am crezut că am prins pește și eu de fapt n-am prins nimic. Nimeni de unde.
Păi mi-e acolo la buturuga aia, mi-a intrat de câteva ori pește. Ha? M-am blocat? Da, m-am blocat, e beton. E mare. Da. Ușurel. Ar putea să fie trofeu. M-am blocat după ce am lansat. Stai că lăsăm pe asta aici, să scoatem peștele astea de aici. Da, vedem. Ce? A, da, nu-i, e mare oricum. Are 3 kg. Nu, no, cred că are 3, 20 ceva, dar care. Dar, ce mă le dai de... Lăsăm pe asta din nou. Dar nu mai știu unde să le pun. Am zis. Bă, dar nu vrea deloc să-mi dea skill. Nu vrea să-ți dea skill-a. E hoț. Hoțul. Trebuie să-l îmbăt mai tare. Da, Necico-i foarte rău. Am 18 kg, 17 kg, 16 kg. Ați intrat în portă. Eu stau la 9. Am rămas în urmă și cu locul și cu până am venit, până... Până, da. Nu-i problemă, hai timp să ne ajungi. Păi da. Mai sunt 38 de ore. Să întoarce roata, știi cum? Dar de câte ore? E de 48. Hai că-s frontaș. Forță. Oricum, o să încerc să faci bani de acum, dacă... Era doar peștișor micuț prin... Da, începem la astea, adică... 3 kg sau mai mare pe mătă. Asta nu-mi place. Păi, la 3 kg... La 4 jumate deja... Trofeu. Păi... N-aș vrea să-mi intre de 4 jumate, mai ales la feeder-ul ăla, pentru că... A, te chinui puțin, dar îl scoți și îți dă bănuț bine pe el, îți dă 50 de bănuț. Și ai acolo, la palmarez, trofeu de prim. Le pun. Aici ai apă, ok. Da. Bă, mai am foarte mult până învăț un pic jocul ăsta. Uite-mă aici în pustietate, natura. Încet, încet, cresc și cu abonații. De când am intrat live pe Fishing, mi-am făcut câțiva abonați, vreo 10, cred. Am cu cine să stau, să vorbesc, mă distrez, e super tare. Nici în live, domnule, așa de mici. E momentul să ne mai dăm o vodka. Dar știi că n-ai voie să pescuiești în stare de ebrietate. Amen, că e numai de menținere, e medicament. E medicament, așa-i? Da. Te tratezi cu el. Tratament. Alarmele. E Neagicu bubuie. Hai să mai arunc în câteva momente, câteva de astea. A pipăit-o de 4 ori și a lăsat. Și Bogdan a început ideea cu vodka. Dă-i să zacă. Aseară l-am făcut așa de piat că nu mai nu putea să mai pun bețele jos, le punea strâng. Băi, de cât timp jucat? Avem destul de mult. Bă, au un an. Eu, dacă nu mă înșel, am în joc cam undeva la 180 de ore, 180 de ore, 190 de ore, cam așa. Te uiți la statistici și câte zile ai în joc, atâtea ore ai, de fapt, gen, știi? Uite, eu am 890 de zile, asta înseamnă 890 de ore.
Deci am 191 de ore în joc. De unde vezi? La dai ESC și apeși pe statistică. Da, da, acolo de endgame. 44 de ore. Peștișor. Mamă, dar numai din astea mici intrăm. Păi și la mine tot așa mici, da? Uite-te la Alahu, 23 de kilograme. Da. A început omul să-i dea cu vodcă normal. Ei intră. Ei hoț. Ei bandit. Îmi bate pește și îi scoate cu plasă. Aaaa, 51 de grame. Mi-ați dat înainte cu mult din ce văd, că am stat și am pus să plec acolo. Ai rămas în urmă, gata, ai pierdut-o, nu mai e. Am pierdut. Numai nu peștișori de ăștia mici îmi dau. Dar și mie tot mici îmi intră, nu mi-am intrat din kilogram din mod. E de lui Bogdan, parcă într-un an. Să vedem acum cine dă cine a trofeu. Două zile ar trebui să luăm. Ia, cui cât e. Hai că tu ai 2 kilograme. Ah, 1600. Te-ai dus tare skill, ai făcut astăzi 30%. Da, da, să știi că am făcut astăzi skill. De acum încep, ușor, ușor, dacă faci la bottom, dacă ajungi, dai cu pop-up, ești câștigat. Poți gen să deschizi pop-up și știu care probleme. Și după aia poți să duci și pe ambele. Hai că încet, încet îmi intră și mie. Mamă, dar când eu aud alarmele nebune să-mi bag. Mamă, dar uite, nu iau nimica. Am tras-o degeaba. Eu dacă mi-am pus... Pipă, e atâta, dar de luat doia. Hai că acum sper să... Ia, au venit ambulanța la el. Vasculei, scoate-te atât. Scot-l, scot acum. Iar te-ai lăsat. Mamă, ce tare a plecat. Mai dai un nivel. Dar nu cred că e foarte mare. Nu, nu e. Are vreo 3 kg, cred. Nici nu. Mă luam prea tare pe el. Păi să sperăm că are 3 kg, dar nu cred. Nu s-a așa norocos azi. O, deja are 30 de kg la mă. Se mor eu. A băgat năvodul ăla, gata, e clar. Da. Bogdan Hoț, el îi dă curent, frate. S-o băgă la mână. Să vedem. Opa. Opa. Nu, no, ia o spătătă. Hai că l-am ajuns pe Chico. Da, toată lumea l-a ajuns. Dacă iau de 50 de grame, dar ar dracii mama lor, 50 de grame, mă. Chico, scuze, dar cred că te ajung și eu. De câte lumini am aici. Da, Bogdan e ia la mână, cred că. Da, are spot-o foarte bine. Da, uite-l, frate, 3 kg. Du-te, băi, de aici. Vezi pești, nu? Are ochelar de ea. Dar ăsta are ochelar de montură. Lasă Cristi, o să luăm și noi, stai liniștit. Vorba aia, cei din urmă vor fi într-un final și cei din trei. Mai ajungeți voi 35 de kg.
Las că vine ziua și nu mai zic eu. Păi eu... Da, 38. Și mie nu-mi trage. Bă, nici mie nu mai... Ia acum parcă începe, acum parcă începe. E momentul să ne drogăm. L-am luat. Gata, l-a luat amețeala total. E pe val. Am zis eu că locul 7 nu e chiar așa. Eu o să rămân pe 7, eu. Le dă cu o travă de șobolan, nu știu cu ce le dă, dar... Am avut startul, dar după aia gata. După aia gata, ha? Am prea tare amețeală. Am dat prea mult din el. Se mă bate mama. Alahule, dar tu unde dai? Ce spot ai? Pe ce arte? Ești tot pe ol, dar ce spot? Oh. Hello, Brody. Lixule, ce faci, tăticule? Nu sunt aici la pescuit cu băieții. Tu nu vrei să intri la pescuit cu noi. Facem concurs. Fii atent, Alahu are 40 de kilograme de pește imediat. Mamă, de ce oameni sunt ăsta. I-am dat prea mult. Dacă îmi dați toți de pe live câte un like. E perfect. E perfect, mai mult decât perfect. Nu-mi dau seama, mă, mie mi se aude sau la altcineva. Opa, că l-am luat, opa. Ce, uite, bă, mă uit la ele. E bine. Mihai, ideea e că suntem în competiție și nu știu dacă am voie să ies, dacă eu am organizat-o. Gen, să schimb mapa sau ce vrei să faci? Nu, să nu dau restart. Bă, da, poți. Nu-i nicio problemă. Dacă vrei să dai restart. Ai timp să ne ajungi. După aia. Am timp, așa e? Mai ai 34 de ore, adică. Hai, tata, că-i dau atunci un restart. Îl ascultăm pe Mihai. Mihai, mă duc pe vorba ta. Să vedem. Scoatem bețele corespunzător. Scoatem bețele corespunzător. Ia ai din viața mea. Și dăm repede un restart la joc. Bogdane. Și intru din nou. El are 42 de kilograme. M-am și 14 kilograme. Să vedem. Mihai, poate o să prind mai bine. Până acum nu mi-a intrat foarte bine. Într-adevăr că am lăsat și jocul porni câteva ore. Și poate din cauza aia. Civil. Da, tu n-ai dat restart. Nu. Nu. Bine. Ioi. Trebuie să fug repede înapoi. Să vedem. Mihai, dacă poți să-mi spui și un spot activ pentru old, aș fi om, aș fi băiețan. Aș fi băiețan, dă-i și fugi înapoi. Dă-i dacă tu îți trece să vând peștele ăsta fără simt. Tu arruinezi șansele de a te ajung. Trebuie să vindem repede peștii și fugim înapoi. Oh, mi-a dat 0,1 în sfârșit. Oh, mai am de muncit încă mult până îi ajung pe băieți. Da.
ia o salvare. Da, sună undițele la băiat. Sună de rupt. Într-o veselie. Bă, da, ce ai mâncat, frate? Pe bune, acum numai 2 kg, 200, 2 kg, 400. Pe bune, ești culme. Noi nu prindem tu... Nu am avut nimic, am mâncat așa. Torbubui. Hai, scoate repede afară. Să-i punem și ceva acolo. Că nu se poate fără. Dacă vrem să prindem pește. Hai să o lansăm și pe a doua. Am dat prea tare. Asta e karma. Sau nu? Să nu-ți mai trebuie asta. Să mai prind așa. Ce-a pățit Bogdan? Și-a rupt lederul. Oh, ce-am făcut? Lider. S-a dus, gata. S-a murit noroc. S-a terminat. Eu acum e momentul să-l ajungem. Acum e momentul să-l ajungem. Bă, dar nu-ți trebuie placă foarte bună. Eu nu înțeleg de ce ai tu lag. M-am tus cu ăsta. Eu am 730 GT, 730 și n-am treabă. El își dă Call of Duty, mă, și de aia nu vrea ca să stea el cu noi. Asta e problema lui. Vedem ce intră și ce nu intră. Hai că parcă l-a luat. Opa. Hai că parcă l-a luat. Nici aici nu aveam. Kilo 100, mă, noi trofeu, putu-ți gura mărții. Dacă-ți merge ție Call of Duty, eu mă îndoiesc că nu o să-ți meargă fishing-ul. Exact. Hai că avem imediat 30 skill la bottom. Bă, scotat, tu mai prinde ceva? Bă, nu prea prind, asta e problema. Lasă că te iei de mână cu mine. Sunt la 27 de kilograme. Era să iau trofeu, băieți. Aveam 19 kg mai mult. A luat de 4 kg 100. Eu am luat 3 kg 100. Nu trebuie decât peștișori micuți. De cum nu vrea să-mi intre? Nici de cum nu vrea să-mi intre pește. Și nici pe asta. Nu, cu asta mi se pare mie, da. Mama, ce e asta, white green? Da, nu e green. Ce s-a întâmplat acum? Credeam, nu merge. Flash? Da. Cu cățele, 200 de grame, 300 de grame. Dar ce cărlege ai de curiozitate? Vezi că stați la aia? Nasoale, din alea nasoale. Nu, de mărime mă refer. A, medium parcă. Large trebuie, bun. La bring large 1. Vezi că stați la aia de stânga, de țac, cred. Ai, mă, fraților, mă, nu-mi intră nimic. Și băiatul are 54 de kg prins. Da, ți-i zic. E agățat la el în stânga. Da. Apeși R.
Și nu mai lăsa, vezi că aveai real, acum le-ai închis. Aveai până la coastă. A să intri un pește mare și ți-a tot firul de pe tambor. Venim și dimineața și dacă n-am prins seara, mă îndoiesc că o să prind și ziua. A, pe dimineață, pe răcoare, la gât, la mare. Da. Bă, dar la asta de numiște cu frate, e un singur pește am prins. Vrei să faci cu aia de un singur. Apasă, ține click-ul pe ea. Pe ea, pe aia de mijloc. Și apasă gât să văd ce are pe ea. Nu prea fac față. O aia de cap. Da, e de cât, firul de cât e, de 13 și n-ai leader deloc, de asta nu țin. Vascule, ai vreun leader de 6 kg de feeder? Te-o poți face leader? Dar nu cred că ai. N-ai, sunt singur. Că n-ai făcut un leader de feeder niciodată. Nu. E prea gros firul acolo, flash-ul. Da. Gândește. Trebuie să-ți... Aia am folosit-o la crap și de-aia am asat firul gros. Vedeam la crap. La prim nu trebuie mai mult de 6 kg fir. Bă, o să mă uit totuși dacă am ceva, dar nu știu. Ai ca la Curcean. Incredibil. Uite, am aici ceva lidere, dar numai de spinning bănuiesc. Da, trebuie să fie de feeder, lider. Fluorocarbon. Adică forfac mai tot. Carbonul. Da. Nu am. Și nici de alea de... Am avut, dar le-am rupt. Azi dimineață. Și n-am mai cumpărat. Bă, nici eu nu am lidere pe bețele mele. Da, tu ai firul subțire, el are de 13 kg. Aha. E am gros înțeles. Și bar, gen, a tău e nylon. Am înțeles acum. Cât durează să mă duc la magazin să vin înapoi? Nu mult. Dar n-ai fir deloc? Adică... Vasco? Da. Cum să mă la mine cred că le-am lăsat în porc, nu mai știu exact. Stai să văd. Ce ai vrei? Da. Gabi, așa ai? Da. Acum. Nu am la mine. Nu. Hai că parcă începe să îmi intre ceva. Dar slăbuți oricum, suntem cum am mucat, așa lacul are 60 de kilograme de pește prins. Eu azi abia la 31. Asta învăț chestii de la voi acum. Da, dacă o să stai cu noi pe Discord o să înveți foarte multe chestii. Găbiți, le-am uitat să-ți dau ceai. Da, pot să-mi trec. Mersi. Cu drag, stai că-ți mai dau să mai ai. Nu prea intră nimic. Suntem 14 pe live, super tare. Yay. Vă aștept cu abonare. Să-mi bubuie inima de fericire. Tătar.
Că te cu spama dau în apă, dar nu-mi intră pește de la mai tătar. Fii atent aici, pescar adevărat, cu 3 undițe dau odată. Fii atent. Cum stau aici. Nu intră, tătar. Ia mă, pe ce loc am rămas? 45 de kilograme? Mamă, bine, dar s-au dus băieți tare. Da. Ok, ești bine, Gheorghe. Da. Eu aveam 30. Băi, am rămas la 31 de kilograme de pește prins. Îmi intră dește de 8. Băi, tu te bați cu mine. Păi eu am 33. Mai iei unul de 2 kg. Domnul Chimera, Lix, domnul Chimera. Facem... Fii atent, George, că am prins pește. Fii atent cum îl scot. Ia-l-ai. Ia-l-ai, George. Dai să bag asta după el. Hop. Ce spui, Chimera? L-am lovit pe ăsta. E la pescarul de acolo, de la noi, din Baia Mare, am cumpărat bețele astea. Bă, am luat white brim. Oho. Ești ăla ce-mi curte. Aolea. Deci nici n-a mișcat, nici n-a pipăit ăla. Și zic că așa o alung din nou. Era prea mic. Păi, dar să nu prind nimic la bățul ăsta furisit. Să nu prind nimic la bățul ăsta furisit. Nu vrea. Nici la mine nu mai vrea. Nici la tine nu mai vrea, așa-i? S-o potori tot mai. Mai vrea până să termine competiția. La Bogdan, sau cum e zis. Da. Nu-i mai intri, așa zici eu. Bă, oricum, băieții stau bine, au peste 50 de kilograme de pește prins. Mă văd ce strâns între mine, între mine în Vasco și... Da. Între mine, Gabriel și Cico, e bătălie mare. Bă, prea mare nu e, că eu sunt mai modest așa și zic să nu vă fac de râs. Dai numai cu un băț, a? Ia uite, știu ce iau, ia uite, frate, ce iau. 160 de grame. Brim de 300. Dar e bun, mergi. Ba, picior, dacă dăm la plută, prindeam ce. Ia uite-l pe ăsta, frate, Bogdan, uite, e numai el picat, frate. Da, Bogdan e special în seara asta. S-a dat cu turcii. Allahu Akbar. Oi, chiar nimic. Chiar nimic. Păi uite, când l-am vrut să scot firul afară, mi-a prins pește. Da, da, da. Fugea aia. O, vorba după tine. Du-te la accesorii, așa. La... Copani și vezi la lideri. Găsești. La feeder. La clean six. Sus, mai sus, mai sus, mai sus, mult mai sus. La, nu, aici sunt, da, ceva, aveai lider, acolo, dar caută la feed.
Te-ar interesa fluorul, dar nu găsești de 6 kg. Ia vezi dacă este. Este alea de... alea în elun. Turca. Asta. Da, da, da. Fii atent, 66 de kilograme cu Bogdanu. Vezi, dă pe unul din ele, nu contează care. Să găsești acum de care îți trebuie ție, uite, de 5.4 toate slate. Chiar cu 7.7. Uitați ce capturi am avut, stați să vă arăt. Cârlige, este larg unul. Da, da, da. Pentru cine nu știe, cel mai mare pește prins de mine e un catfish de 32 de kg, aproape 36. M-am luptat cu el 45 de minute în timp real. Nu știu scumpe, să știi, nu trebuie neapărat foarte, foarte scumpe. Cam așa sunt pești prins. Uite, galbene. Cei mai mari. Trofee n-am decât unul. Sunt foarte norocos pentru trofee. De piel. Și caută larg unul. Pește nu mai nu, prind. Nu, ăla e 5, ăla e 5, nu, dă-l înapoi. Poți să-l vedea, îl returnez dacă nu le folosesc. Dar dă-mi jos. Uite, large 1. Nu. Da-mi, de large 1. Hai că acum tu te-ai prins. Și apasă Y, aici la șoc. Și dă-l înapoi pe ăla pe care-l luat. 80 de grame. Oi, mă, lași. Nu, așa, da, da, da. Îți dă bani înapoi pe el. Că dacă era competiția la cel mai mic pești, luam primul loc. Am luat un item de 400 de grame. Mamă, crucian, carp am prins, fiți atenți. Ce s-a întâmplat cu spotul ăsta? E, ăla era în trebuie, era în drum de casă și l-a luat foamea pe drum. Da, bă, nu e și eu că l-a luat foamea. Dacă bățul ăsta are ce-i? De așa de pompat aici. Hai, că da. Te-ai blocat, bățule. S-a blocat bățul, fraților. Trage ăsta la alt parcă. Hai că vine seara. E abia 11, care seara? Da, cum o să vine seara, n-ai treabă. Încep, încep, vine. Cred că am și eu timp să fac brimnic. Ce spuneți, fraților? Nu sunt prea norocos azi. Ei. Unde că de-abia am prins 34 de kilograme de pește. La tine e rău, Ion, 33. Da, da, da. 70, frate, 70. Bogdane! O făcut el ceva, are... Are vreun... Folosești prim mix sau ai combinația ta fatală? Are el ceva interesant. Eu nu vrea să zică spot-ul. Cred că tot ai de drept. 67, 29, 29? Nu, nu de 67, 29. Deci tot aici, are mai mult noroc de noroc. Da, are brim mix, lui zic eu. 67. Cred eu, zic eu, nu știu. Bă, tu știi că aveam și o rețetă de aia begoasă de brim? Ia să intru eu să o caut. Bă, nu știu cum dai tu acolo, dar Brimix, spune el. Aoleu, 54 de grame. Ești campion. Eu nu mai... Mă ajunge Cristi, mai bate joc. Joc. Mă ajunge Cristi, fii atent. Nu ar fi fost și mai chiar să-l facă jocul, gen să poată caracterele interacționa, gen pe baltă, să fie gen legit tot ceea ce am vedea. Păi da, dar te-ai încurcat, că ai vedea bețile la toți, vrei să stai și în spotul ăsta? Cam nu neapărat în spotul ăsta, gen concurs, fiecare trage de pole, alegi spot. Da, da, ideea e că jocul nu-i făcut să-ți faci tu singur locul, adică gen... Nadej și o să vină peștele, obligat.
Aici ei deschid. Înțelegi? Și mie mi s-ar părea iuria dacă ne-am putea vedea între noi. Că ar fi aici o grămadă de oameni acum, am fi 10 persoane. Da, mi-ar place mafie. Adică ți-aș da cu pietre. Păi aia am vrut să zic, ce șmecher era să putea da cu pietre. Au zis și de-a Udita după crăcale și fug cu ea. Ce tare era. Este un joc asemănător, nu-i spun numele. Să nu am probleme da, cu da, Russian Fishing-ul. Dar nu mi se pare deloc amuzant sau... Nu e chiar așa fan. Nu știu, mie nu-mi place modul de a pescui acolo, nu-mi place. Ăsta e mult mai realistic de față da, de cum e. Da, e realistic, e destul de șmecher, văd că îmi place rău. Pa. Dar nu mai vrea deloc. Mă, tu tragi sau ce faci acolo, bățule? Nu-mi intră, mă. A, nu-i problemă. Mergi treaba, chiar dacă nu trage el așa. Vă ajung, frate, la noapte ați pus-o. La noapte mă apuc și bag vodka. Vezi ce vă... Vă întreg. Am făcut un punct la skill, tot e bine. La Batam am 30,5. Bă, am făcut astăzi la skill la el. Nu-mi vine să cred. Păi... gen, tu acum, Brim, cred că e printre singurii pești pe care poți să-i farmezi. Ok. Și gen, te ajută mult chestia asta că... faci. Bine, o să vezi că după 40 ceva la sută începi să intri. Și la... să dau la crap. Da, vreau să începi să dai. Dar tu, de exemplu, acum câți bani ai? Bani? Ole, și tu ai intrat, man? Cui, la cine mă uit aici? Frate, că e... Am e trofeu? Am și gros, da, am și firul gros, am și nu... Pur și mamă, dar cât fir ți-o luat? Da, mă, frate, mulinetă de 7,5 kg, mă, ce fac pentru frate. Și s-ar putea să fie common carp sau gros? Ești pe 29 cu frâna? Pe 29. Apasă și R? Apasă tasta R. Mamă, dar e încălzește greu. Bă, ce e trage așa de tare? O, de ce urât. Nu știu ce putut, nu cred că e primul ăsta. Vezi că nu mai ai energie, mănâncă repede. Serios? Tommy. E... Pentru ce bețe așa? Ce bețe mi-ar trebui să pot să dau și la crap? Stai un pic să-și scoată omul, apasă repede T, când n-are nimic la peștele, dacă... Și mănâncă. Hai, dar n-are ceai, n-are ceai. Stai că ia... Nu, cred că... Să vezi, dacă nu pleacă ăsta... E gras, cred că. E mare, e ceva mare, oricum. Auzi? Dar nu cred, ești departe de pod. Vezi că ți-am trimis ceai, acceptă și dă-i ceai până pușcă în el. Nu. Tommy, ce setup mi-ar trebui să pot să mă nu să dau la pești mai spectaculoși? Că ăștia peștișori ăștia de tot. Ăsta mă rup acum, nu, n-am ce să-i fac. Ori îmbulește mulineta, ori... Dacă vezi că nu poți să-l tragi, mai stai cu el până ajungi și rup. Trebuie podul în partea aia la altă, acum cât mai ai gută. Dar nu știu dacă mai ajungi, trebuia să pleci din start. Dar ia-o în stânga încolo, du-te după el. Dă-i ceai, dă-i ceai când... Stop. Oprește-te, oprește-te, oprește-te. Dă-i ceai că n-ai energie. Asta enter. Când îți ia foc. Nu, că ia deja fir. Ia-o la fugă în stânga. Cred că e prea târziu, deja... Da. Dă drumul la... Du-te. Deci dă drumul la fir și du-te în stânga cu viteză. Apasă enter-ul. Nu, el a deschis, au apasat space. Poți să dăm greșeală space în loc de shift. Așa, 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 dar acum mai așteaptă, ține-l strâmbit, ține-l strâmbit. Dacă nu o să dea silica tău ei. Ține peștele strâmbit, ține peștele strâmbit. Apasă tasta R.
fugi, nu sta pe loc. Nu. Mergi fără știu de acum, mergi după el. Că ți l-ai recuperat, vezi? Du-te după el. Păi mergi după el fără știu, mergi fără știu. Eu zic să te calmezi puțin și să-i dai niște ceai. Că n-ai energie deloc. I-a dat, n-ai văzut, tu de-aia a dat. E intrat oricum, e pește mare la. Bă, dar nu știu ce eu putut intra în halul ăsta, mâncați așa. Carp, sau oricum un carp, oricum. Oreteci. Nu cred că e brim, dacă e brim ăla, e brutal. Dacă e brim, faci record. A mai venit inima la loc acum, ia uite câtă gută ai pe mulineta. Da. Mai dai ceai. Ca să ai energie să-l tragi. Deci dacă nu plecai în momentul ăla când ți-am zis, îl pierdeai. Am vrut să o iau în dreapta, dar mi-a trimis mesaje cu ceaiurile, n-am știut ce să mai fac, să iau ceaiurile, n-am început încotro să iau. Hai că e a tău. Când prinzi ocazia, tot timpul dă-i ceai. Să aibă energie să-l trag afară, că de nu te lupți cu el mult. Bă, ce curios ce ai prins, Maxim. Tu, man, câți bănuță v-ați plecat? Da, un șerscă. Bănuți am 2700, dar am niște gold acolo. De-aia nu-ți dăm piață, de ce? Poftim? Cred că da, să puteți să fie, e ten. Da, cred că e ten. Ten e, da. Ia uite-lea ce rup capul ea. Du-te la el. 6 kilograme de ten. Carp, 7 kilograme, ești nebun. Deci, Vaspule, dă un share screen să vedem câți bănuți ai. Îți facem setup de carp, practic. Îi facem setup de carp, dar nu din monedele gri. De ce? Că m-am chinuit tare mult să le fac pe alea. Pe pelichen tu-i men și mai faci altele. Că nu mai știu unde e spotul, m-am pierdut în toamnă. E păcat să mă le bani aia grea. Bun, hai că luăm, da, luăm cu ăștia gri și mai facem. O să mai faci cu bani să fac. Păi, mie nu mai am intrat pește deloc. Tommy, o să mă mut și pe carp să vedem acolo ce se întâmplă. Ideea e că tu ai berlec, dar n-ai skill de să dai cu boilisuri, știi? Asta e cel mai nasul lucru. Da. De asta e ok să pescuiești la prim, ca să faci cât mai rapid skill, că la prim faci rapid skill, știi? Ok. Am putea să luăm. Dai pe aici, pe mapa asta, să iei niște feeder-i mai un pic mai zdravene și să dai cu cartof. Dăm și cu cartof, dacă e cazul. Mai da, ți-a luat un băț, cât are asta, frate? Cât metri are bățul ăsta? Dacă intră și ies, mai simt. Am și metri. Da. Da, ok, deci hai să ne noi și eu scopul, că deja am 37 și... Gen... Putem să... Poți... Să faci ceva, un kit, un băț, sau două. Mama și mi-a zis să fumez o țigară, frate, dar mică, iară intră ceva și... Ce s-a întâmplat cu bățul ăsta? Te-ai blocat? Bețele, barbele. Da, ia uite-te un pic la bățul ăla, să vezi cât ai damage pe mulinetă. Celălalt, dai pe rotit. Ai rotit acolo. Păi mi se blochează bețele în apă. Ai, e bine. Când ajungi la 10%, o report. Eu cu mulineta asta pe care o ai tu acolo, am scos grază de 17 kg. Aici pe altă. Bă, dar eu nu te înțeleg acum tu. De ce l-ai pus una în răsărit și una la apus? Să alergi între ele? N-am treabă. Le-ai pus și tu barem pe numere? Nu știi, nu cred că știi. 1, 2 și 3 să le iei? Am feeder-le le-am pe 4 5, pe 3 4 și 5. Pe 1 am spinning-ul și pe 2 am
Varga. E bine. Da, poți să dai în dreapta acolo? E când, dacă stai unul lângă altul, știi, una lângă alta să le ai. A, știu. Dintre ele. Flash-ule? Încearcă să te obișnuiești, când vezi că ți intră pește, să apeși direct tasta R. Tasta R îți molinează el automat, gen, nu după simț. Da, n-am ce. Deci tot timpul când ai prins pește, primul lucru pe care îl faci, apeși tasta R. Gen, molinează în funcție de cât de tare trage peștele, chiar dacă apeși shift. Da, da, da. Salut, Mimo! Bine te-am găsit. Suntem aici în competiție. 75 de kilograme. Mâncați-aș gura ta. Eu am luat gibel. E greu. Eu am 37 de kilograme, bă. Eu n-am mai prins absolut nimic. Să vedem. Ce fain bine mă cu bățul ăsta, mă, mi se te blochează aici. Lochkim, salut! Hai cu, hai cu Lochkim. Opa! Ai luat personal record ce mai mulți pești într-o zi prinși. Scoatem bețele astea de aici. Cred că le-am aruncat eu greșit sau mănâncă momeana din găleată. Vin, trage în halul ăsta. Mulțumesc, Lodge Game. N-ai mai intrat cu noi, Lochkim, la pescuit. Dar poți să te mai aproape de apă, că dacă nu ești aproape, nu o să pună clipul pe care l-ai pus, nu o să fie 15. Ai înțeles? Da, da, e ok, dacă am prins bine asta. Aproximativ. Interesează să prinzi pești mari. Păi intră și ai, trebuie să faci level, să recuperezi. Asta-i clan. Momentan vreau să maxez una cu feeder și așa mai departe, vreau să cresc cât mai mult. Dacă îl pornim și lanternele imediat. Da, vine seara, vine seara. Mamă, dar legit m-aș duce să pune o țigară și mi se trebuie să plec. Le scoți, man, din apă și gata, nu te mai complici. Hai că mă duc, ce poate să se întâmple în 2 minute maxim? Păi în afară să-ți rupă firele nimic. Ori bețele, ori firele, nu contează, ai bani să cumpere. Lasă-le pe infinit până vin apoi. Da, exact. Eu n-am mai găsit decât primele două tronsoare din băț. Uitați cum i-am așezat aici lanternele. Ești curios dacă poate să-ți ia varga, gen să-ți o ducă sau ceva. Nu, no, te-o rup, te rămâi cu o bucată de ea. Ce anume să-ți ia să-ți ducă? Varga, gen să-ți ia din mână, să-ți duc pe ea în apă. Ah. No. Te arunci în apă, nu-ți după ea. În cel mai rău caz, mai rămâi cu o bucată din ea. A fost la pescuit pe o baltă și... eram cu niște tovarăși. Și nu era exagerat de imens balta. Gen,
ne vedeam cumva după o parte pe cealaltă. Și un băiat s-a dus, mă, ce, să se pișe sau ceva de genul, ceva boscheț acolo, în stufăriș din ăsta, și când s-a întors înapoi, nu mai avea un băț. Bătul lui venea, frate, bătul lui venea înspre mine. Gen de pe partea aia, pe partea asta, îi vedeam băț așa, să vezi cum genera, nu știu cum, cu vârful și după aia ieșea fundul și după aia iar vârful. Nebunie, a? Mamă, frate, ăla disperat, era după noi să dăm cu betele noastre, să începem să agătăm bătul lui. Păi îți dai seama, frate, era băț de nu știu câte sute de euro. Munca omului. Dar normal, îți dai seama. Și până la urmă a reușit un băiat, a intrat cu barca, un băiat de acolo, de la baltă. A fost norocos. Da, dar pe știre nu mai fost la un moment dat, nu mai e. Băieții de pe live, nu mai vorbiți cu mine, niciunul. Amur țipă eu la băt, dacă e la amur, cam toți dădeam la amur, era mult amur acolo, frate, și era frumos rău la amur. Când îți lua torpila și dădeai contră și urca în sus și zbura, frate, în sus ca racheta. Tomiță, ce zici, tata? Hai că mă duc să fumez. Haide. Hai că mă duc, exact acum trage. Bă, eu am început să mă las de țigări. De vreo două săptămâni fumesc câte două, trei țigări pe zi. Sau... cu pauză. Astăzi, de exemplu, nu am fumat, cred că niciuna. Ieri am fumat decât una, alaltă ieri n-am fumat deloc. Încet, încet le las. Pentru că mi-a știut că eu m-am lăsat. Dacă mă prinde fumând, îmi iau gâtul direct. Păi da, numai mici, frate, tatăl meu a intrat doar mici. Ceva s-a întâmplat cu spotul ăsta, mă, de nu mai intră. Da, vine noaptea, stai să vezi, duci la 100 și ceva de chili. Tot să mai explorez, să vedem. Dar nu mai știu. Nu știu unde să mă duc să dau. Hai să vedem. Mai e 18 ore. M-am 77 de kilogram. Mai face băiatul ăsta sau? Mamă, găbițule, ești pirașa de 9 ore. Păi eu, Lix, eu s-aici năcăjit, mă, că fii atent, suntem într-o competiție. Cine prinde cel mai mult pește? Și locul 1 are prin 77 de kilograme de pește, eu sunt pe locul 6 cu 39 de kilograme. Nu-mi intră absolut nimic. Uite ce somn am prins. E? 33 de kilograme acum câteva zile. Am stat pe 45 de minute să-l scot din apă. M-am nenorocit. 45 de minute în joc sau în... în joc. În realitate, pardon. După aia, o zi mai târziu, am mai prins tot în somn. Între 40 și 50 de kilograme. După 40 de minute mi-a rupt firul. Nebunie mare cu jocul ăsta. Fine. Da, îmi place rău, dar e scump, frate, să-ți cumperi scule, să ăsta costă. Păi, evoluția e grea. Da, e grea, rău. Asta e și fain la el. Evoluția e foarte grea, cel puțin de la level 1 până pe la
20 ceva, e foarte greu să te ridici, să ai echipament. Da. Că, gen, o să ai o perioadă în care te duci cu inima pe la spinning și faci level rapid. Am băgat, mă, Lix-ul. Am dat cuțitul de pe counter, bă, Lix. Trebuie să luăm bețe și molinete aici, ce crezi? Dacă oricum nu mai jucam, cât să... Am dat cuțitul cu 800. După locul 4, la ăștia după locul 4 le dai cadou, nu? Am mai început forță, erai cel mai șmecher, te-ai rămas pe 4. Ai văzut? Da! Au venit Bogdan, au băgat mâna în... Băi, ce am zis? Bă, zic că se întoarce roata imediat. Da, dar prea rapid. Bogdan stă pe primul loc de... are deja, cred că, o oră. N-au mai dat nimeni jos, frate. 79 de kg. Să mor eu, deci... E în fața noastră cu... 30. E greu să-l mai ajungem. Am ajuns la 40 de kg și eu. Are 80 de kg Bogdan, mă. N-am nicio șansă contra lui. Hai că mă duc să fumez, dar ai plecat? Nu, nu, uite că nu pot, când dau să mă ridic, când începe una de-un bete. Bam, bam, bam. Asta e semn, să stai la calculator. Nu pot să plec. Eu asta l-ai pișat. Am pișat la drumul, mă mâncau măselele. Bă, Chimera cu canalul lui de YouTube, din câte știu eu, nu cred că mai are timp. O să revină cândva înapoi. Am uitat să fac și iar. Dar din câte știu, el s-a lăsat de YouTube din cauza că nu mai are timp. Bogdane, nu știu ce să zic, mă, dacă mai am eu șanse, că eu am 40 auzi de kilograme, nu mă. Auzi? Ce șanse să mai ai când el ia 2,2 kg? Da. Așa la... Mă duc să fumez, aplaudați dacă mi-a bățul. Te strigă. Exact. Vedem noi. Aruncăm cu pietre în apă, speriem pești. Ia uite, mi-e minte, bă, canalul nu și l-o șters, canalul îl mai are și o șters numai filmulețele de pe el. Probabil că o să revină curând, nu știu. Nu am vorbit foarte mult cu el despre canalul lui. Din câte am înțeles, din cauza timpului. De când fac aici YouTube pe fishing, îmi merge foarte bine. Adică foarte bine. Pentru mine înseamnă că am oameni cu care să stau, să vorbesc, să mă joc. Până acum pe ce jocuri făceam eu live, n-aveam pe nimeni. 2, 3. Și aia tot pus de mine. Nu aveam activitate pe canal deloc. Dar aici chiar îmi merge super tare și asta cred că e a treia oară când e live. Sau a patra oară, nu știu exact. Sunt foarte mulțumit. Îți auzi? Da. După ce termin, îți pornești singur camera, pornești, îți registrezi, să-ți faci videoclipuri cu hotspot-uri, de exemplu, că o să vezi cât te ajută astea. Pe lumea o să caute gen spot-uri de brim și okay. Găsești videoclipul. Dar îl faci cu tot, gen, nu știu, pe data de și pui gen numele la joc și mapa. Gen ce pești prins. Faci câteva minute în care îți arăți gen
pești pe care ai prins, la ce ai prins, setup. Bă, să știi că ideea e foarte bună. Lix în România... O secundă numai. Lix, în România o să ajung cam la sfârșitul lui august. Ieșim la o bere. Bă, e o idee foarte bună cu ce ai zis cu filmulețele. Îți dau eu un assert cam cum ar trebui să faci. Înțelegi? Păi ia ce hotărât e peștele ăsta, mă, ce-mi trage la fir. S-a potolit. Dar nimeni nu a luat niciun trofeu, ceva e... Bă, nimeni nu a luat niciun trofeu deocamdată. Ăsta cred că are vreo 3 kg. Sper să aibă 3 kg. Două kilograme, 700. Mai am. Mai ai, da. Mai am până la trofeu. Dacă, dacă mai iei 2-3 de... 2 kg și ceva repede. Să ajungi. Adică reintri în joc, cum s-ați. Da. Lix, să ne vedem în România. Băi, eu de-abia la 43 de kg. Ești departe, eu te-au la 59, adică... Da, ce e așa mare diferență? Mai am un la 50. Stai că mai dăm cu niște bulgări de ăștia. Momim peștele, să vedem. Ia Cicu, dar ce faci? Iar îți sună laurile aia ca dracu. Cicu, fii atent că prinde pește de 2 kg 300 și nu zici nimic. Nu poți atat. Atat, da. E pe acolo și nu zici nimic. Vreau să revină așa, un pic, fără să observă, mai știi? Flash-ule, da. Nu te deranjează ceața aia din joc? Nu. Poftim? Place. Îți place? Adică, da, la feeder nu te deranjează, nu te ridica în masoare. Bă, Lix, eu nu știu, eu nu fac YouTube pentru donații și de astea, nu știu, eu fac YouTube din plăcere. A fost o provocare pentru mine să pot să intru live pe YouTube. E ce care? Eventual dacă aș face link de donații, nu știu, cred că din donații aș face concursuri, premii, habar n-am. Da, da, trebuie să te ții de el, frate, să faci zilnic, să... Da, clar, clar. Sâmbătă și duminica. Da. No, trebuie și timp pentru YouTube și... Nu poți, trebuie să fii foarte activ. No, și cu munca, și cu femeia, și multe câte îs. No, e greu. Dacă nu ești activ, lumea de aia își găsești. Dream, Nechico, vrei să mă ajungi? M-ai luat deja. Bă, nu-i corect. Bogdane, dar nu crezi că ai stat prea mult pe locul întâi? Ar fi cazul să mai leși pentru alții locul. Bă, Lix, e greu, nu, și mie, mi-e foarte greu să strâng oamenii, să-i țin la mine pe live, să fac vizionări. Dar orice început e greu. Că dacă vrei să progresezi dintr-o dată, e foarte greu. Nu știu, trebuie să fii cunoscut, să știi să joci un joc foarte bine. Cine te urmărește să aibă ce învăța de la tine. No, eu nu le-am nici, nici nu-s cunoscut și nici nu-s bun la jocuri. O să-mi fie dublu greu. Bă, Nea Cicu, dar ce te-ai dus așa tare? Ia uite-l, frate, cum ia. Vrei să te duci în primul loc înapoi?
Nu, mă lupt cu Gabriel aici. Bă, și... Bă, recordul meu de vizionari, dacă nu mă înșel, e de vreo 200 și ceva. Sau 300, nu știu. Și like-uri vreo 45, cred, habar n-am. No, pe mine mă ajută like-urile că mă duc în top, adică îmi face videoclipul în timp ce live, mult mai cunoscut. Îl dă la sugestii. De asta am nevoie de like-uri. Și-s bine primit oricând. Oliu. Mamă, era solo. Ai dat trofeu? Nu știu. Da, e un grăsuit. L-am dat pe 14 frâna că era s-o rupt de tot. Pe 14? Pe 14. Da. El are... Am o linie 14 kg, dar 13,5 kg e asta. Nu dă cu beți de astea slabe. Aha. Și de asta stă cu mai pe 14. Iar să vedem, uităm la domnul. La Neacico, poate eu intra trofeul și acum îl vedem. Fii atent că și la celălalt băț îi pleacă cu bățul. A, e super tare că mi l-a recomandat, mă bucur mult. Uite, fii la beta, frate, mor. Trage la toate trei odată. Mai dai un frână, man, e prea puțin. Mai dai un level atât. Te trage prea tare animalul. Da, l-a scos imediat. Nu, no, că nu vrea să-l ducă în roșu, că are grijă de molinetă. Nu, no, că nu este nu de primit, că doar ai rupt. Rupe liderul, că e liderul de 7 kg. Ăsta, da. Orfatul. Gata, l-am adus. E trofeu de prim. Ești nebun? E trofeu de prim. Ăla trofeu, deja gata. L-a luat, așa-i? L-a luat, uite-l, fii atent. Hai mă, ia-l odată. L-a luat. 4 kg cu mate, mai. Felicitări. Gata, deci Neacico se duce primul, fii atent. Cico-i pe 74 de kg, mâncați așa, Alahu-i pe 90. Cât deci îți dă, cât îți dă pe peștele ăla? 50 de bănuți. Habar n-am. Dar cine era până acum, ne-a mers la brim? Habar n-am. Nu mai știu, că n-am mai dat la brim de oricum nu prea am pescuit la brim. L-au luat, mai era și cazul din un trofeu de la atâta oameni care pescuiesc aici, da? Și te dă acolo la recorduri? Am slăbit. Oh, mare. Ah, nu, nu, nu. Trebuie să aibă peste 5 kg jumate, 6. Trebuie să aibă peste 7 kg. 6,999 kg trebuie să aibă. Nu, 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 te uiți la weekly, că de pe weekly, dacă vrea global, trebuie să aibă peste 6,9. Oh, weekly. Te uiți la weekly. La prim. Așa. Și te uiți acolo la care e cea mai mare. Gen, uite, vezi? 674. 674. Stai că nu-l văd. Buffalo cel, pot. Ca să intri la brim. Ultimul loc acolo. Bă, trebuie 6 kg. Trebuie 6 kg și vreo 800. Pe acolo să intri primul. Și dacă ești primul acolo, o să-l dea la sfârșitul săptămânii, dacă te menții pe primul loc acolo, îți dă vreo 200 de silver sau ceva genul ăsta. Ce tare. Și dacă ești primul, că vezi, dacă te uiți acolo la recorduri, la ai leader of the week. Înțelegi? Și winner-ii de data trecută. Te uiți la winner și vezi cât scrie cel dat. 6 kg, frate, 6 kg 998. Vezi? Te uiți acolo la ce le dă și vezi că le dă. La locul întâi
îi dă 10.000 de silver, la locul 2 îi dă 5.000 ce și tot așa. Tare, în fiecare săptămână. Da, da, astea se adună un punctaj la gen când tu iei un weekly, îți dă un punctaj la pești, înțelegi? Și cu cât ai mai mult de astea puncte adunate, se adună acolo la... Am înțeles. Ajungi pe primul loc, îți dă... Am înțeles. Marca e greu să ajungi acolo, pentru că, de exemplu, ăla care a luat locul 1, sigur o da la Beluga. Acolo îți dă multe puncte când e o Beluga de aia mare. S-a mai prins ceva mai micuț și... Pa! Și aia e, a? O luat 10.000. Așa, de nicăieri. Ce tare. Și mai sunt, dacă nu ești de pe Steam, și ești de pe jocul lor, știi, de pe... Ei fac concurse pe forum. Și gen acolo îți dă, poți să câștigi gold, coin sau premium sau băi, ia uite-l pe Chico, măi, la 82 de kilograme. Alahu e la 93. Păi, nu, 82 cu 93, mai are până ajunge. Dar eu nu mai prind nimic, frate, gata, au murit la mine. Pa. Iată mai îmi intră, da, așa, un kilogram, un kilogram cu mare. Gabriel imediat mă ajunge. Nu, no, că să încep de ora. Încă te fii acolo. Eu încerc să-l ajung pe Gabriel, dar tot timpul când sunt aproape de el, fac ia ceva de 2 kg, nu tare cu 2-3 kg. Hai mă că nu-s chiar așa. Îmi intră relativ asemănător. Păi când ești aproape de tine ca să te iau, instant, într-o dată, 2-3 kg iar în față. Da, da, vezi tu care e avantajul că el dă cu 3 bețe, tu dai cu 2. Eu dau cu 2, da. Că deveai și tu 3 bețe. Schimbatul locului, du-te la magazin, vin înapoi, da, da. Schimbă. Am pierdut o grămadă de timp. Uite pe Chico. Nu, el vrea să câștigi, nu să lasă. Știi filmul ăla cu BD la munte și la mare cu aia zică, ce vă recomandă? Ce vocea și talentul meu. Ce aici scrie numai 1% lei. Seria asta, asta o oră, două, cât a stat spre dimineața acum, a intrat bine cu și trofeul ăla. M-a saltat. Dar trofeul ăla câte kilograme ți-o dat în plus? Sau ce se întâmplă când îl iei? 4 jumătate. Deci numai atâta îți dă în plus. Da, da. E una, adică ți iei un de ăla de 4 jumătate, e boost, frate. Păi da, normal. Bine că... N-ai de și bani vine pe el față de ceilalți pești pe care-i prins, știi? Am înțeles. E mult mai bine plătit, trofeul e dublat la preț. Când are tag-ul de ăla de trofeu. Îl dublează. Am înțeles. Îl împătrește. Mamă, băi, gen, el ajunge, da. Să zicem că ar fi prins un brim de 4 kg 100 și pe ăla îți dă 10-15 bănuți aici. Când îi pune tagul de trofeu, adică la încă 300 de grame, ceva genul ăsta, îți dă 50 de bănuți, știi? Adică e înțeles. Foarte mare. Și mai ales îl prins și la cafenea, trofeul? Ha. Îți dă acolo, ți-l mai dublează, da. Nici la mine. Tagul de trofeu, tu zici chestia aia verde deasupra? Nu, galben. E galben trofeul. Mai este unul foarte rar, ăla albastru. Păi el are și pe ăla verde și pe ăla galben. Da. Are două de trofeu. E, și ăla alb, super rar are 3. Bă, eu nu știu, nu m-am cu trofeele. La mine nu trage nimic să am trofeu. Păi probabil ăla cu 3 e deja top, adică gen... Da, e global. Da, da, da. E global record. E un singur trofeu la pirci de 1 kg 600. Atât.
În rest nimic. O să iei, ho-ho, și încă câte. Trebuie să ai un pic timp de ele. Iei, mi-a mai dat unul 0,1% la schimb. Ne-a Cico, da, dă-o un colo de treabă. Tu dacă mai e încă unul de 3 kg și unul de 1 kg, le luam pe ei. Mai sunt 9 ore. Și în 48 de ore avea 100 de kilograme de pește și rusul ăla a prins în 24. Da. A fost mai activ atunci. Am înțeles că la fiecare restart de server ăștia schimbă locurile la pești. Nu neapărat după fiecare restart, dar anunță când îi schimbări. De obicei anunță. Mă, mereu când mă să pune țigară, se-mi trage peștele, mă duc. Hai că mai am 2 kg și iau. Acum iau una de 2 kg și iau. Acum ai momente să-l iei. Da. Bă, mie chiar nu mai intră absolut nimic. Mai mișcă-le, mai dă-le câte un Y, așa, în țapă-le. Da, nimic, nu glumă. Uite, acum a intrat una de 1 kg. Nu pot să-mi dau seama de ce. Îi trage, frate, în nebunie. Și cac eu pe alte două. Ia uite băia la de la mic. Mai durim. Mai e. E white. N-ai ce să faci. Nu știu ce se întâmplă, dar nu prea intră. Da, slab tare. Mă, Bogdan spune că dă aici la spotul ăsta, unde el nu dă partajare ecran, el are ceva de ascuns. Da, nici nu vorbește măcar. Deci nici clar, nu vorbește, el face ceva acolo. Dacă mutul fute pământul. Ia că ne-a dat partea, eu am dat, da. Hai dă-le câte un șpiț. Le-am scos, le-am aruncat. Nu, dă-i câte un Y, apeși Y până sună plăcuțul, așa. Ăla direct s-a îndoit la Y și ăsta. N-are nimic, n-are nimic. Nu știu ce se întâmplă. Ai ai ground bait cu spini? Nu te aude. Zic că mai ai ground bait, nu, pe tine, pe tine din ce. Ah, da, eu mai am. A, bă, eu n-am, vezi, acum ai zis, bă, eu nici m-am uitat, nu mai am. Vedeam cu forșulețul gol. Dar tu mai ai ground bait? Sau,
Da, după ce terminăm cu concursul, să-ți arăt eu ce trebuie să faci. Ca să faci și cu remix și Garlic singur. Da, da. Mai am eu. Că ți-aș da. Bă, da, nimic nu-mi intră. Doar când ai premium poți să stai cu 3 bețe. Nu. Deci tot... Trebuie ce oricum. Îți scrie acolo când îți scrie la premium ce avantaj ai. Premium. La premium îți dă bățe în plus sau? Nu. XP bonus și cam atât. Îți dă și gen... Bă, mă ia somnul. La skill-uri, să le faci mai repede. A cât costă premium ăla? Că nici m-am uitat. Premium... Îți iei cu 3 euro pentru 3 zile. Îți iei cu 5 euro pentru 7 zile. Sau îți iei cu 12 euro pentru 30 de zile. Este cu 33 de euro pentru 90 de zile. Este cu 60 de euro pentru 180 de zile. Este cu 100 de euro pentru 360 de zile. Și mai este încă unul cu 1700 de euro pentru lifetime. Tot timpul. Lifetime. Da. Mamă, frate. Da, sunt 1700 de piștari. Da, presimt că sunt o grămadă care și-au luat ăsta mare. Nu știu de ce. Nu cred, nu cred. Bă, nu cred. Eu zic că dacă ți le-ai pe ăsta cu 100 de euro pe an... Păi... Da, trebuie să joci, adică... Clar, clar. Eu mi-am luat premium și nu m-aș duca. Lix, nu o să mai stau foarte mult pe live, că s-a obosit, am mai stat astăzi încă 2 ore. După ce termin aici competiția, m-am băgat la somn, tata. O, și eu mai joc de luni, mă duc încep munca și mai greu cu jocul. Da, la toți e așa. Nu știu, vreo 2 ore, poate să zic, asta mă rog. La toți e așa. Cel puțin la mine și eu, cu munca mi-e cam greu. Fii atent că mi-a intrat și mie, mă, furisitul de pește după atâta timp. La mine nu mai intră nimic. Stai liniștit că nu e singurul la care nu intră. Nu mai vrea, dar produsul tare 101 kg de pește. Nu vrea să dea 101 kg, fii atent. Și cu spatele lui cu 97 de kg. Și pe locul 3 Mantusca cu 84. Bă, uite-te mă la Flash, măcar 49 de kg. L-a ajuns pe Gabriel. Imediat mă ajunge și pe mine. L-a luat pe Gabriel. Da, 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 imediat mă ia și pe mine. Da, da, da. Deci, mă, mie nu-mi pică nimic, așa că... În basta... Ia că mai lași un peștișor. Unbelievable. Unbelievable. Băi, dar nimic, mă. Eu mă duc, dau o fugă până la Capenia, să văd dacă este vreo. Pe la Capenia, poate avem noroc și facem niște bani în plus. Unbelievable.
Dream. Mamă, ce l-am prins pe ăsta. Da, tu l-aș pe tine, Batman. Da, acum să nu mă depășească flash-ul. O, dar e mare ăsta, a? Trage. Sper să aibă vreo 3 kg, dar mă îndoiesc. Mai trage acum încă unul. Da, are mai mult, cred că 30 ceva. 288, i-a furisit, n-apuc să le arunc, n-apuc să le scot, nu știu pe care să-l scot primul. Am început să tragă? Da. Am plecat-o de pe vază de astea. Da, să elibera locurile. Stai că pe ăsta nu-l arunc, că n-am pe el nimic. Nu este local, venea Brim. Da, auzi ăsta, cum îi zice, flash? Oh. Vezi că este gras calculat ca FNA, de un gras de 4 kg, îți dă 41 de bani. Dar ce, poți să cumperi de acolo și să vinzi în altă parte? Nu, 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 îl vinzi, gen, eu la cafenea, e order, adică gen, ei îți plătesc mult mai mult pe pește, dacă este în mâncerie acolo. Înțelegi? Dacă ai fix mâncerie. Și tu cum ai de 7 kg, el primește. Nici nu am făcut de treaba aia. Te duci și faci, tot timpul trebuie să faci cafeneaua, că e păcat, că îi dă foarte mult. Da, bă, că m-am trecut deja cu 4 kg, ce ai prins de noi trecut înapoi? Bă, am prins, mi-am uitat acum la sfârșit. Da. Ia stai să văd încă ceva. Mai se resetează vreo unul? Nu, 38 de ore avea. Da, cred că pun și eu un cartof, poate iau și eu. Fii atent la Alaho, depășit 100 de kilograme. Chico e în urma lui cu 98. Alea Chico până la urmă, mai are încă 4 ore, alea. Bă, nu știu. Au plecat de la mine. Da, tu ai luat și trofeu, ce mai vrei, omule? Mai vrei și... Sunt curios cum se termină competiția, mai sunt încă... câteva minute. O ore... de joc, în joc. Da, dar cât sunt 4 ore în joc? 10 minute, ceva de... 10 minute, cred că, da. Ceva de genul ăsta, aproximativ. Trebuie unul de 4 kg sau 2 de 2 kg. Așa pe viteză ca să le întreci. Eu oricum pe loc 3 nu pot să urc. Da, am iar noroc. O să farmez Brim la greu. Păi îți arăt eu să-ți faci, că dacă strângi niște bănuți acum, câți pești ai la tine? 30? 53 de bucăți. 53? Bun. Și dacă eu uitam la Vasco și îmi se părea că... Bun, și bănuți câți ai? 330. Dacă vinzi acum, cred că ajungi la 500 și ceva. Nu. Ce vezi? Păi numai de pe grasul ăla e 40 de bani. Ăla da. Deci... Vezi că-ți trage, nu-ți lăsă. Numai să nu uiți să... îl dai la cafenea. Când o culc e singur luat, știi, nu? Da.
E ca la... pe scritul real. O anima foarte bine cum trage pe ăștia la plută. Pe bune. Și la plută, și la feeder. Când îți lasă firul moale, când se lia și te duce. Da, da, da. Blane, blane, blane. Nu mai primesc nimic. A, da, Gabriel mai joacă? Mai e aici cu noi. Nu mai intră nimic. Ce supărat o fost, nu mai intră nimic. Da. Cum vrei să fiu? Bă, Gabriel, orice se întâmplă, ai luat locul 8. Da, ești bine, totuși. Ești din primii 8. Începe Bogdan, e supărat și el. Mă, dar e luptă strânsă între voi doi. Păi să știi că dacă urmează ploaia, se strică treaba și pe ploaia o să tragă de felul. Am luat camarul aici. E bun și camarul aici. Păi nu e bun, că nu se pune la greutate. E, nu e bun. Mergi acolo, la plasă, nu poate. Ia, a, cine spune grande? Bun, mi-e mai trebuie 5 kg, dar nu 5 kg, să arunc. Cui mai trebuie 5 kg? Mie, să arunc pe locul 3. Aha. Știu, ci că o să ajungă pe locul 1. Băi, că mai sunt vreo 5 minute și se termină competiția. Da, 2 ore mai sunt, deci nu. Da, de 2 ore în joc. E, Ibrahim, ți-a auzit, Brudy? Vegeți? Pinam fișen, Brudy. Bă, nu mai trage. A, ba da, ești nix-o filos. Da, ești gaca în los. N-ai, bro, ești... Am end de august, abi urlop. Nu ai ambisien. Momentan abia nur vohine ne brudă. Mai trage. Hai că ajunge și Cicu la 100 de kilograme. Ia, bro. Da. Mă, fii atent că o să vezi dacă nu o să ia acum, o să întoarce. Nu o faci, că ia numai de aia mici 300 de grame. Ce e asta? Păi da, dar dacă ia în continuu, și ăla nu mai prinde nimic. Da, uite, mai are o oră 40 de minute în joc. Ori prinde acum unul de vreo 2-3 kg. Da, de unde atâta? Pe final. Nu vezi că la nimeni nu intră mai mare. Da. Șanse sunt.
gar kein Los, Bro. Ganze Fische sind am Schlafen, glaube ich, am Anakoim, ja. Hai, Chico, că ai trecut suta, hai. Nu mai am loc să-i bag. Aruncă din ei. Nu mai degeaba, îl mai momești, că nu mai Nu mai vrei intră să deloc. să recuperezi ultima sută de metri. Cine știe ce mi-intră? Hai, Chico, prinde unul de 3 kg. Nu mai vrea. Come on. Hai, Chico, hai, da. Hai, Chico, unul de 2 kg. Nu mai vrea. Mă, dar E mort, nimic. frate, nimic. Dar nimeni. Nimic. În halul ăsta. E dead. S-a dus potul. Nu, pur și simplu nu trage la ora asta. De seara o să tragă. Acum că mai. Mai intră din asta 150 de grame. Dar mai este jumătate de oră, adică e cam gata, băieți. Da. Ei, tot Bogdan câștigă. Da, Bogdan e... Au stat numărul 1 toată competiția, sunt pe pistan. Fii atent, mă, ce fac, trag altă undiță. Diferență de 3 kg între Alea trec și 100 de kilograme, și 100 de grame face diferența. Nici nu mai am vrut să arunc. de acum e gata, băieți. Intrăm imediat în ultimele 10 minute. Vezi că ai pește acolo sau ce azi, deci așa. Am tras eu ca fraierul de ea. Nea, Cico, dacă nu-l scoți acum, nu-l mai scoți niciodată. Ia uzi, Cico, sună clopoțelul. Acum una de vreo 4 kg. L-ai rupt. Intra lui Vasco, unul din kilogram. Fii atent la Chico, bă, un kilogram, ești nebun. Un kilogram diferență, ești nebun. Nu mai e Ești gata, nu mai poți nebun. să scoți. Nu l-am început pe ăsta. E gata. GG, bine. Fii atent, o. 103. Deci ca număr de pești Deci... a fost, dar... I-am avut pe aia de câte 50 de grame, de 70 de grame, de 100 de grame. Au fost strâns. Au fost strâns, pe bune, dacă te uiți acolo la locul 1, 2, au fost strâns. 103, 102 kg, ei, strâns. Da. Da, eu cred că... Dă-mi accept rezultate, băieți, așa-i? Da, da. Ala-i. La Bogdan a tremurat chiloții, zice. Acum îl scoate pe la mă ia. Hai tu ăsta. Ce vede cu tare a fost o. Hai, acum vreau să mă duc să vând ce am. Păi hai, la shop. Du-te la cafenea, nu uita de cafenea. Mă duc și o să vând peștișorii și cam atât a fost pe ziua de azi. Revenim mâine în forță, iar. Dar mâine cred că o să dăm un pic la spinning, la somn. Hai, puta,
poți încerci un spinning, măi. Da, am făcut astăzi 32%. E la bine, bottom. E mult oricum, ai făcut destul de mult. Mai, mai strânge așa, pe următoarele zile când o să așa, o să poți dai la car pleasure. Da. Știi? Mai strângi și bănuți. Da, și da, facem niște setup-uri. Și îi rupi, îi faci nebunia. Băi, mie mi-a dat pe toți peștii 216 de lei, e ok. Pe două zile. Prin doi să fac iasa cu cea plină și... Deci la cafenea, așa, vezi că ai gras carp acolo dreapta. Și să vă zic cât iau pe ăla, să vă uitați. Unde? Stai să văd că-s curios mugurele. Dar trofeul parcă nu l-aș vinde dacă nu-i la cafenea, poate bagă mâine sau apoi mâine. Da, da. Și vinde, pe restul poți vinzi. Nu, nu, nu te dai așa, dai acolo pe pătratele alea, pat, în stânga. Celelalte, celelalte. Așa. 136 de bani. E bine. 200 am luat. Da, aproximativ, da. Da, îți faci 500? Bun. Acum hai să-ți arăt, tu n-ai nici prim mic, nu? Nu poți să faci nici prim mic. Bă, da, cu nature roe ăsta ce se face cu el? La ce se dă? Icre, nu? Da, cred că... Icre, cred că, da. Mă, dacă nu mă deranjează, că mai rămân... Pe, și nu știu, dai click pe el acolo în magazin, că te explică sus la fiecare ce trebuie. În click pe el și în dreapta sus, de unde cumperi... Nu, 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 stai un pic. Arată deci, ce... Mai întâi mergi unde... Aha. Mergi să spui la fiecare skill în parte. Du-te la de escape. Da, am puțin, înțeles că nu joc de mult, adică... Dai skill, dai pe skill. Da. La harvesting ai 1.6 și la ground bait ai 2. Ok. Felicitări, Bogdan, oh, a fost luptă strânsă. Uite, bă, nu mai vrea 2 pești. Foarte strânsă a fost lupta. Dai intre la ground bait, pe bază, și cumperi ground cracker. 50 de pungi, de, nu, 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 dă ia câte 50. Ia de vreo 3 ori, 50, mai mult, 200 de pungea. Dar pentru ce atâta, frate? Hai să vezi, ca să faci skill, pe tine te interesează să faci skill acum. Mai ia. Ia de 100 de bănuți, hai. Bun. Poți, dă-mi prin shop-ul să vedem, poate bagă la ceva, ceva reduceri. Du-te la, acum dăiesc. Du-te la crafting. Și dai la ground bait. Și dai pe prima bilă de acolo, mă rog, aia. Și pui doar baza aia. La... Doar aia, da. Și acum dai make. Astea nu le bagi inventar, le ștergi, le dai discard. Vezi, de plus 0.2%. Te? Și dacă le dau discard... Nu le ai, nu se le ai în inventar, dar că nu-ți interesează, pentru că e doar bază în ele, nu poți face nimic cu ele, adică nu-ți pune de nimic. M-am ținut bine și fără premiu, fii atent. Da. Bă, după ce ai luat trofeul, chiar am rămas impresionat, ai zăpăcit. Te ai fost așa până, pe val. Până ajungi la 35% ca să poți să faci primit. Dacă mă plătești. La 35% te las să faci primit. Ca două venga, îți spun înseamnă că îmi trebuie vreo 600. Nu te-am auzit. Dacă îmi faci cu două venga, îți spun secretul de ce am luat avântul. La zi flash, acum Fining Reels, Beluga, Venga. Trebuie atunci toți banii ca să ajung la 35. Nu trebuie chiar toți banii, ca aia 150 de pungi, adică e destul de mult. Dar nu ajungi oricum, ajungi pe la 20 ceva la sută. Bun. Tu, Vascule, îi mai dai tu niște garlic să mai aibă? Ceva la 100-200 de bucăți, până își face el, strângi, mai strângi iar bani pentru să-și facă singur? Stai așa. Deci, ce se dau? Garling? Da, garlic dau. Dacă mai ai. Trebuie să văd cât mai am. Garling... Mai ai 15 bucăți tu numai. Mai am 15 bucăți. Trebuie să mai faci tu. Da, dar el n-are acum deloc? Nu, mă, nu are skill. Aha. Bine, dacă fac 20... Păi hai că ia... Îi mai dau astea 15 și mai fac eu câteva pentru el. Să aibă să dea în seara asta și pe mâine. Da, de asta ziceam. Eu, după ce-și faci el singur nu mai are treabă, știi? Dar până atunci te strângă bani și atunci e mai greu, mai ușor. Am înțeles.
Deci, ce am nevoie pentru garling? Usturoi, wheat flour. Stai așa. Deci îmi trebuie ulei pentru el. Ai ulei, ulei mai ai. Așa, îmi trebuie niște usturoi care îi... Acolo, aici. Da. Ia câte 10. Gata, Hai că o să mai am și eu, că îmi trebuie și pentru mine. Nu, și wheat flour, ia. Wheat flour era... Uite la acolo, cu galben. Aici era și luăm încă 20 de astea. Gata. Și mergem aici pe crafting. 2 kg 200 și încă unul de atunci nu venea și. Deci pe garling, da. Nu? Garling da, 20. Da. O să pot să-mi fac și nadar, gen când ajung. Da. Păi când ajungi la 35 te las să faci brain mix. Și apoi o să trebuia să ne apucăm de făcut making garlic doubt. Acolo o să investești și mai mult. Cât ai investit până acum. Pentru că alea costă mai mult chiar. Dacă aveai premium, da, mergea mai repede, cheltuie chiar așa de mult, da. Hai că e bine că îmi dă skill încă. Îți dă skill și îți dă câte 30 pe tură, știi, gen când faci. Păi poți să le iau pe ăla de 3 euro dacă e până acolo. Eu zic că nu te ajută pe tine premium acum cu nimic. Așteaptă să faci level da, 20. Da. Că după aia când ai bani faci rapid skill. În happy hour în skill. Uite, să mai dea ceva. Making pea purge, foarte bună la și chill out. Ok. Ambele sunt foarte bune. Și la PVA, la ce trebuie acolo să am? Skill 100% la bata. Și skill 100% la making ground bait. Ați auzit, băieți? Cât îți dă? 44. E bine. Și pe tot pești cât ai luat? 299. 300. Hai să vedem cât s-a făcut. Oho, 600 de bucăți. Da, e beton. Hai că-i dăm la el 500. Cred că le dau pe toate. Ai ajung, 500 de ajung să-și facă singur după aia. Apa, Gabi, aude mâine. Salut! Salut! Uite, ți-am dat eu 500 de... numai 200 se pot da. E suficient. Le-ai dat acceptoare. Că... El face ground bait acum la sub. Da. Pa nu, mă, 500 ți-am dat. Am o grămadă de tăiat, ia uite. Dacă îți faci singur ground bait după aia la harvesting, îți faci după ce strângi mai mult bani, știi? După ce termin cu garele cu care ți-l-a dat el, știi? Băieți... Dar să ai brim mix. Cam atât a fost pentru astăzi cu live-ul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Ne vedem pe mâine. Și vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat nou. Vă pup. Astăzi e trecut. Și o seară frumoasă. Da, tot azi o să ne vedem, numai câteva ore mai târziu. Seară faină să aveți.